And one, and two, and three. Bună seara, sunt Silviu Munteanu, suntem pe 103 cu 4, live la Radio Seven. Suntem live și pe 13 TV pe YouTube, vă rog frumos. Insist chiar să dați un like la pagina și suntem live și pe Facebook-ul radioului, Radio Seven. Suntem în vastele studiouri ale minunatului Radio Seven. Și în această seară invitatul meu este onorabilul Mihai Măroiu. Vom vorbi, mă bucur că ai venit. Hola, bine v-am găsit. Vom vorbi în această seară despre niște ființe, hai să zicem, dragi nouă și care fac parte din viața unora dintre noi, dar cu care mai mult sau mai puțin foarte mulți dintre noi au interacționat de-a lungul existenței lor. Vom vorbi despre câini, ba mai mult, mi-ar plăcea ca tot ce vorbim noi aici să fie o lecție pentru foarte multă lume care are câini sau care intenționează și a câini. Adică cam tot ce ar trebui să știm despre o să aflăm aici. Hai să încercăm. Hai să încercăm. Băi, eu iubesc și câinii și pisicile. Și treaba e că în momentul în care ai o pisică, okay, o înveți în momentul 2 să se ducă la toaletă, să se ducă la litiera ei și să-și facă treburile. Chiar învață singură. Da, la câini de ce trebuie să fie mereu mai complicat? Nu cred că e neapărat mai complicat, cred că mai complicat o facem noi. La câini e destul de simplu, chiar, să-ți spun repede, la câini învață repede că cuibul, casa, locul în care stăm rămâne curată, îi ajutăm să facă afară, atâta tot, îi ajutăm să înțeleagă că afară se face și cam asta e tot. Speli după el în casă, nu-l cureți, nu-l cerți, iar imediat după ce ai dat masa, îl scoți afară ca organismul lui să-și facă treaba. Odată ce el a prins că ăsta e mersul lucrurilor, o să se abțină să mai facă în casă. Evident, o să mai scape, o să mai aibă o mică scăpare sau două. Dar asta nu înseamnă nimic, înseamnă doar că nu l-ai scos la timp, nu înseamnă că el n-a învățat că afară se face. N-aș zice că e mai complicat, ci doar că ai nevoie de mai multă răbdare. Și ia totuși ceva mai mult timp. Uite, am un prieten care are doi câini mici, ea, că este un câine și o cățelușă, ea adesea se mai scapă în pat, îi place să facă în pat. Oh, ok. Da, s-ar putea să marcheze niște locuri care îi plac ei foarte tare. E un pic mai complicat acolo. Dacă trebuie studiat dacă e o chestie emoțională la câine, că unii câini mai fac în casă din cauza problemelor de anxietate. E lăsat singur în casă, ei încep să devină anxioși că au rămas singuri, nu mai au haita lor pe lângă ei, iar din nervozitatea aia la un moment dat se scapă, că na, asta e biologia. Cum spuneam, îmi plac și câinii și pisicile. Dacă mă întreb pe mine, în calitate de nespecialist, dar observator, pisicile cred că nu sunt neapărat domesticite, ci sunt mai curve ele așa, dar nu ne plac și curvele, which is ok, le iubim chiar, pe unele dintre ele, însă la câini ai acest aspect pe care nu prea îl întâlnești la pisici, al unui tip de atașament și unui tip de, nu neapărat solidaritate, zi-mi care-i cuvântul. Dedicație pentru stăpân. Adică dacă pisica se atașează mai mult de casă, câinele se atașează mai mult de stăpân. Da. E o întrebare destul de grea asta. Câinii, în general, în primul rând trebuie să ții cont de faptul că câinii sunt niște animale cooperante. Câinii, de exemplu, spre deosebire de lupi, e un experiment, dacă vrei să-l povestesc, dar după aia, câinii așteaptă ajutorul altui câine sau al omului, ca să rezolve o problemă pe care de altfel nu o poate rezolva de unul singur. Lupul, de exemplu, nu. El va insista de unul singur, dacă vine ajutor, bine, dacă nu vine ajutor, iarăși bine. Câinii, și nu știu să spun evolutiv de ce, au ales să coopereze. Sunt lupii care au ales să stea pe lângă oameni pentru că mai pică de mâncare, pot vâna împreună. Cum au ajuns efectiv să vâneze împreună e un lucru, e o poveste care îmi scapă cumva, adică nici n-am auzit-o explicată pe vreundeva. nu cred că a stat nimeni să încerce să răspundă la o întrebare atât de dificilă. Da, se întâmplă de când lumea, așa că... Pisicile, pe de altă parte, stau pe lângă casă. Pe lângă casă sunt șobolani, pentru că, na, noi... ca oamenii am început să strângem provizii pentru iarnă, de fapt pentru tot anul. Șoareci mai mult, da. Da, șoareci, nu șobolani. Ok. Pe de o parte, pe de altă parte, acolo unde vezi pisici pe stradă, okay, este o zonă safe, pentru că știi că nu prea sunt șoareci șobolani, pentru că sunt pisici, și nici nu prea sunt câini, hai să zicem, maidanezi care te pot mușca. Okay. Mie întotdeauna mi-a dat o senzație de siguranță să văd pisici pe stradă, iar asta se întâmplă mai nou în București, ceea ce probabil este un semn totuși de civilizație. Fii atent aici. Să presupunem că vreau să-mi cumpăr un câine, da? Sau să-mi iau un câine, să am un câine în viața mea, ceea ce este un act de oareși, presupune oarește responsabilitate. Clar. Ce trebuie să știu? Pentru că este cu siguranță sau ar urma cu siguranță o perioadă în care eu trebuie să mă acomodez cu câinele și câinele cu mine. El trebuie să învețe un orar al meu, eu trebuie să învăț un orar al lui. Ce trebuie să știu în momentul în care mă hotărăsc să-mi iau un câine? Asta e o întrebare grea. În primul rând trebuie să te știi pe tine. Trebuie să știi care ți-e programul, care sunt metehnele, cam ce activități îți plac. În funcție de asta te uiți la rasă, care înseamnă talia câinelui, temperamentul. În funcție de temperament ai și anumite nevoi, are nevoie de mai multă mișcare, are nevoie de probleme de rezolvat, depinde ce îl stimulează pe câine. Dacă vrei neapărat să ții de rasă, e oarecum mai ușor pentru noi proprietari, pentru că rasele au temperamente destul de bine definite. Talia, clar, o știi dinainte. Dacă vrei să adopți, de exemplu, dintr-un adăpost, poți avea niște surprize, pentru că, na, sunt niște câini salvați de pe stradă, care au apucat să aibă traume. Ceea ce face lucrurile mai complicate. Face lucrurile mai complicate pe partea asta. Pe de altă parte, un metis are mai puține șanse să-ți dea niște probleme de obsesie de vânătoare, de pază, să stea să latre la tot ce mișcă pe lângă ușă sau pe lângă gard, să stea să-ți latre în lesă la oameni pe stradă, deși asta cu lătratul la oameni pe stradă la un maidanez poate să apară, pentru că dacă a fost bătut de oameni, el o să vrea să se apere sau o să anunțe că nu vrea niciun fel de problemă și lătrând ține lumea la distanță. Repet, cred că trebuie să începi de la tine, să te cunoști pe tine, pentru că în momentul în care aduci un animal în casă, poate să-ți producă niște surprize destul de mari, să descoperi că tu nu te înțelegi cu animalul sau nu te înțelegi cu... E ca la divorț, nepotrivire de caracter, da? Da, sau că nu te înțelegi cu schimbarea de ritm. Dacă vrei neapărat analogia asta, te-ai căsătorit și la un moment dat, după 6 luni, descoperi că nu-i de tine. De asta zic în primul rând că e cazul să te cunoști pe tine, pentru că așa ajung foarte mulți căței în adăpost, să nu mai zic de problema cățeilor luați de sărbători cadou sau în perioada asta și acum de 14 de Valentine's Day. Cred că mai există șansa să primească lumea cățeluși cadou în semn de dragoste. Măi, eu nu știu dacă mi se pare mie, dar în momentul în care mai trec printr-un parc și este lumea acolo cu câini, văd că foarte multă lume și-a cumpărat bișoni. Ceea ce, din punctul meu de vedere, e foarte ok. Sunt niște câini mici. Sunt inofensivi. Cred că dacă un bișor îți mușcă un copil, sunt mai puține șanse să ai probleme cu poliția. Dacă un câine mare îți mușcă un copil, sigur e implicată și poliția în toată discuția. Cred că termenul de câine, în toată accepțiunea lui, este puțin exagerat în ceea ce privește bișonul. Maica mea are un bișon care nu mă suportă și odată, ducându-mă pe la ei mei și am stat peste noapte acolo, în camera în care am stat eu și în care n-ar intra neam pentru că n-are nicio treabă acolo, s-a dus și a făcut un pipi. M-am trezit agresat de tot soiul de bișoni, în tot soiul de situații, pur și simplu s-au înfipt în pantalonii mei. Am început chiar să cred că există o conspirație a bișonilor împotriva mea. În fine. Asta de ce am zis mai devreme. Da. Voiam să întreb altceva, și anume, Hai să zicem că am un apartament cu două camere, da? Ca tot omul, am un apartament cu două camere. Cam ce câine ar trebui să-mi iau ca să îi fie bine în apartamentul cu pricina? Pentru că bănuiesc că dacă-mi iau un lup, da? Lupul nu e prea fericit în două camere, pentru că nu are spațiu, pur și simplu. Nu e prea fericit să stai acasă de un singur punct niciun câine. Așa că, în primul rând, trebuie să ții cont de chestia asta și după aia iei în calcul talia. Revin din nou la termenul de temperament. Aici nu prea cred că mai contează. Recomandarea mea, dacă tu pe termen lung vei sta în două camere, e să ții un cățel de talie mică. Preferabil chiar și un metis dintr-un adăpost, pentru că dacă nu are probleme pe care, sau după ce ai rezolvat problemele de comportament, dacă are vreo problemă de comportament, în general ăștia salvați pe stradă au câte una sau alta. Ce presupune probleme de comportament? Adică se împart în... Gândește că ei au trăit o viață destul de dură, au trebuit să-și facă rost de mâncare de temiri pe unde. Au fost alungați de oameni, unii au fost bătuți de oameni, de alți câini și capătă niște sensibilități, niște frici, niște reacții din cauza fricilor respective. Poți să te trezești că ai probleme cu mâncatul de pe jos, că nu se poate opri din mâncat de pe jos. Ăla e un câine care săracu cu toată viața lui, asta a făcut. Și în momentul în care vede mâncarea aia pe jos, el nu vede decât, manelistic vorbind, valoare. Așa că o să o ia, o să mănânce, poți să-i faci tu și unora, dacă îi cerți că mănâncă de pe, jos, prima reacție este să fugă de tine cu mâncarea, să o mestece mai repede și gata. Să se ferească de tine, să înceapă să se ascundă că mănâncă de pe jos. Te trezești că ți-a luat și tu îl vezi doar mestecând, nu știi ce a luat, că el a fost atent la tine să vadă că nu te uiți și atunci a furat-o. Am înțeles. Și sunt unii câini care funcționează așa în funcție de rasă sau sunt unii, sau câinii funcționează așa? Sunt rase mai mâncăcioase, pofticioase, cum vrei. Nu, dar în general... Vreau să te întreb dacă funcționează așa exclusiv în urma unor traume. Asta cu mâncatul de pe jos n-aș numi eu neapărat în urma unei traume, că ți-am spus, e doar un trai mai dificil pe stradă, nu știu, e traumatizant, dar n-aș numi o traumă. E în urma faptului că i-au trebuit să-și facă rost de mâncare. În momentul în care tu ții un câine în apartament, tu ești tatăl lui, practic, ai devii părintele lui, ești mai marele lui. Tu, în momentul în care îi dai de mâncare, el va aștepta tot timpul mâncare de la tine. Că va fi interesat, de exemplu, un labrador, că îți va fi interesat să-ți mai ia de pe jos, că sunt pofticioși, sunt mâncăcioși. Asta e altceva, dar ai mai multe șanse să înveți câinele ăla să nu mai facă chestia asta și nu o mai face. Înțeles. Bun, mi-am luat câinele, da? Da. Asta presupune că eu trebuie să-mi mulesc programul de așa natură încât, hai să zicem, trebuie să-l scot de două ori pe zi afară. Cel puțin. Cel puțin. Și să-i acord cam cât o oră, ar fi suficient. Asta e regim deja de austeritate, doar două ieșiri. Dacă faci două ieșiri și fiecare ieșire are, să zicem, o oră, o oră jumate, eu personal te-aș mai ierta. Sunt mulți stăpâni care scot câinii foarte puțin. Sunt câini care nu vor să iasă afară, sunt câini care preferă să stea în casă și ies afară să-și facă nevoile, după care cer frumos acasă, încep să tragă de lesă sau să atenționeze stăpânul, hai înapoi acasă. Adică mă interesează toți pașii pe care trebuie să-i urmez, hai să zic, în primele luni cel puțin, da? Da. Încât eu să armonizez cât pot de bine relația cu câinele și bănuiesc că sunt niște pași pe care trebuie să-i cunosc foarte bine. Ok, păi atunci hai să... Bănuiesc că sunt o grămadă de inconștienți care își cumpără câini și habar n-au ce și cum. Da, n-aș spune tocmai inconștienți, că intențiile sunt... Ok, bun, da. Adică mi se pare un termen destul de dur pentru cine ne ascultă și vrea să-și ia câine și... Am exagerat eu, part of the job. Păi, în primul rând trebuie să înveți programul de ieșit afară în scopul nevoilor. În maxim 5 minute după ce ai dat mâncarea e bine să ieși afară, pentru că între 5 minute și jumătate de oră organismul lui zice, băi, e cazul să ieșim. E bine pe lângă, după ce ai făcut pișul ca să recompensezi cu o joacă, cu ceva, și atunci el știe, băi, dacă eu vreau mingea aia, trebuie să fac repede nevoile și atunci abia după aia ne jucăm. Nu cerți niciodată câinele. Câinele nu înțelege decât că tu ți-ai schimbat starea, tonul, ai devenit mai agresiv, unii și lovesc câinii, asta nu mai spun, câinii nu se lovesc, că nu... Dacă nu faci antrenamente de pază și protecție unde câinele trebuie să știe că poate să-și o fure, n-ai de ce să dai în câine. Am înțeles, nici metoda, celebra metodă cu ziarul. Nu. Nici cu ziarul, nici cu bățul. Ce? Că multă lume zice că, domne, că l-am atins doar cu bățul. Dar ce, crezi că el nu vede că tu ai luat bățul? Crezi că el nu-ți știe ție de frică? Câinele e bine să nu-ți știe de frică, de-aia... aș recomanda întotdeauna metode pozitive de relaționare. Ce am bifat? Am bifat asta cu ieșitul, am bifat asta cu educația, la mâncatul de pe jos există ceea ce se numește metoda alegerii libere, în care câinele învață că întotdeauna recompensa din mână e mai mare decât aia de pe jos, cam asta e toată ideea. Cam cât e? În funcție de rasă, bănuiesc, sau... Unii nu înțeleg, unii, acum să fim serioși, nu înțeleg niciodată dacă e câinele mâncăcios. Am o fetiță de 9 ani pe care o mai scot la plimbare. Lup? Nu, Golden Retriever. Ah, ok. Nu se poate abține. Nu contează, că e pâine care nu are nicio valoare pentru ea. Întotdeauna am în buzunar mult mai bun. Nu contează. Ea o să ia tot ce e de pe jos pentru că așa a învățat ea. Ce ar mai fi? Deci asta cu mâncatul de pe jos, asta cu așa. L-a socializat întotdeauna. Multă lume se apropie temătoare cu cățelul, pui în lesă de alți căței. Câinele aici are o mică problemă pentru că el nu poate fugi, nu se poate apăra din cauza lesei pentru că e fixat într-un spațiu, nu poate să se ascunde, nu poate să elibereze, să degajeze terenul. Așa dai de obicei de primele conflicte. Câinele se sperie de câinele mai mari, câinele mic se sperie de câinele mai mare, nu poate să fugă pentru că e în lesă, iar mami sau tati nu dau drumul la lesa aia pentru că nu știu să facă chestia asta. El se ascunde de 2 ori după picioare, câinele mare tot vine să-l miroasă și la un moment dat câinele mic se enervează și începe să muște în stânga și în dreapta. Și așa, dacă nu știi cum să gestionezi situația asta, așa ajungi să ai un mic demon care atacă tot ce mișcă. De-aia apar și multe probleme cu căței mici care sar la căței mari. Fără justificare, fără justificare, fără nimic. Asta am observat și la oameni. Întotdeauna cineva mai micuț de statură are instinctul să sară la gâtul alorlalți. E cumva firesc. Da, e cumva firesc. Ce-ar mai fi? Nu știu, mă gândesc că trebuie să ținem cont de niște instincte ale câinelui, da? Ca să ne îmbogățim cumva relația cu el. Adică să vedem, băi, el cum este? Pentru că dacă el are ceva genetic... în el e total inutil să încerci să-i scoți aceste apucături. Da, clar. În primul rând, că tot ai spus de genetic, hai să vorbim despre rase. Despre rase pure, rasele de lucru, de exemplu, terierii care sunt câini de vânătoare pe pământ, inclusiv în vizuină, vor vâna toată viața lor, vor fi foarte interesați tot timpul de vânătoare pentru că nu poți să scoți chestia asta din genetica pe care noi am tot selectat-o. La Golden, la Retriever în general, o să vezi niște mari hoți pentru că așa au fost ei selectați să aducă. Noi acum, în ziua de azi, găsim asta ca fiind o hoție, că ei fură jucării, mâncare și tot ce mai găsesc de interes. Asta e altceva, dar ei, noi așa i-am selectat, ei trebuie să știe instinctiv să aducă vânatul ăla pe care tu l-ai împușcat, să facă aport. Și acum hai să trecem, de exemplu, la metiși, unde e un pic mai dificil, dar nu e extraordinar de greu totuși. Deci se presupune că au trecut by default printr-o traumă. Nu, și, nu, excludem orice traumă. Sau cum îți dai seama că acel câine a avut o traumă? În funcție de anumite comportamente, anumite situații. Vezi că, de exemplu, dacă intri într-o cameră cu oameni străini, el nu prea vrea să intre, poate să dea înapoi, e temător, are un comportament care evită. Evită privirea, de exemplu, niște câini care au probleme de conflict, în primă fază îți vor da niște semne destul de clare. Primul lucru este să-ți evite privirea, vor întoarce capul. Și aici am greșit. Primul lucru este să se lingă pe bot. Linsul pe bot e un semn clar că e stresat. Doi, nu se uită în ochii tăi, îți evită privirea, evită contactul vizual direct cu orice preț. Tot în aceeași familie, să-i spunem, intră și faptul că nu stau niciodată cu fața spre tine, sunt întotdeauna pe lateral sau cu spatele gata să fugă. Mărâitul. Mărâitul e un semn de politețe, apropo, nu e un semn că o să atace, mărâitul e un semn de făpași. Serios? Eu îmi vreau distanța. Da, cățelul meu, băiatul, mârie și dă înapoi, adică el e și mai politicos cumva. Cum îl cheamă? Winnie. El te mârie și el fuge de tine, nu așteaptă să fugi tu de el, el își câștigă spațiu. Eu și cu Winnie ne-am cunoscut și a fost foarte amuzant, pentru că orice mișcam în camera aia, de fiecare dată unde stăteam, da, de fiecare dată era foarte atent la mine și mă atenționa, băi, sunt aici, poartă-te cu grijă. Winnie e un câine foarte temător pe care l-am găsit totuși la 2 luni, când avea el 2 luni în fața blocului, și asta făcea, el lătra la toată lumea, foarte speriat. Nu știu ce s-a întâmplat în astea 2 luni de viață ale lui, ce l-a speriat în halul ăsta. Câți ani are acum? 5 ani. Proaspăt împliniți în decembrie. Nu știu, n-am de unde să știu ce i s-a întâmplat. Mi-e greu să-mi imaginez că, deși acum, la ce povești mai văd pe Facebook sau pe la știri, nu vreau să-mi imaginez cine se poate lua de un pui atât de mult încât să-l traumatizeze în halul ăsta, să bage frica în el pe viață. Și există tot soiul de ticăloși, bineînțeles, care... Da, și mai sunt și niște greșeli de ale mele. Eu m-am apucat de dresaj după ce mi l-am luat pe Winnie și după ce am apucat să fac eu niște mici greșeli cu el. Greșeli de socializare, l-am forțat, am căutat cu recompense să-l trag tot timpul lângă oameni străini, să-l fac să înțeleagă că e ok. El știa că nu e ok, adică el oricum se simțea presat de străin. Mai veneam și eu cu mâncarea, insistam, el încerca să mă mulțumească, nu reușea și o dădea înapoi, întotdeauna dădea un pas înapoi la chestia asta cu lătratul și amenințatul și făcutul. Păi și cum ai gestionat-o până la urmă? Până la urmă îl las în pace, își vede el de treabă, dacă nu caută să se liniștească, îl trimit eu, deja avem un sistem în care mă înțeleg cu el și pot spune să se ducă undeva unde să stea liniștit și să-l și recompensez pentru asta, ca să nu se simtă că a fost pedepsit. Și în general las să se simtă cât se poate de liber, degajat, nu știu cum să spun. Cred că în momentul în care ai un câine, probabil dresajul este o treabă necesară. Însă există și acel moment al acelei linii subțiri în care depășești niște limite tu ca om, zic, și ajungi să te pui într-o stare de superioritate, să-l pui pe el într-o stare de inferioritate, de obediență. Aici tu te referi la stăpânii cu probleme la cap, da. Și la toate poveștile cu dominare, toate poveștile pe care încă nu am reușit să le dezmințim. Da, asta cu dominare la câini e un experiment care s-a făcut inițial pe lupi. Dar nu-i face mai agresivi, în mod normal? Și... Ba da, și ascultă, imediat îți spun de ce. S-a făcut pe niște lupi, au luat niște lupi care nu se cunoșteau, deci nu erau familie, nu formau o familie, o haită, să-i spunem. Haită și familia e același lucru, de fapt, în lumea lupilor, pentru că așa se formează haitele. Sunt 2 părinți și restul sunt pui. Nu prea există frați și surori ai părinților prin preajmă, decât dacă există niște mai mari. I-au pus împreună într-un teren, într-un spațiu mult prea mic. Ei nu aveau unde să-și facă loc unul celuilalt, nu aveau cum să ferească unii de ceilalți. Și au început bătăile, a apărut ce ei au numit mascul alfa, pentru că era unul care îi bătea pe toți, pentru care se făcea ordine și disciplină, pentru care se făcea liniște. Ierarhiile astea sunt la orice ființă, bănuiesc că și la câini sunt și foarte puternice. Da, dar nu trebuie să includă neapărat bătaie, nu trebuie să includă violență fizică. Există niște ierarhii superiorități în funcție de abilitățile câinelui, în funcție de talie, forță, nivelul de energie, că unii câini e mult mai energici, vor domina cumva, să-i spunem, vor fi, nu știu cum să spun problema. De exemplu, Mali, cățelușa mea, e mult mai energică decât Winnie. Winnie e mult mai impunător prin atitudine, dar dacă nu e foarte supărat, el nu se impune pentru că știe că ea are mult mai multă energie și poate insista mai mult decât el. Înțeles, dar asta e o relație pe care au stabilit-o între ei cumva. Da, nu e impus de nimeni, e o chestie care se întâmplă. Dacă el vrea să zică stop la orice, poate oricând, ea înțelege și știe că dacă insistă e... riscă un pic de chelfăneală. Și hai să-ți revin un pic la toată povestea cu experimentul. Oamenii respectiv au tras concluzia că acolo apare un mascul alfa și au promovat toată teoria asta. Niște ani mai târziu, aceiași oameni de știință au descoperit că nu este adevărat și că în natură haitele de lupi sunt familii. Există doi părinți care sunt cei doi alfa, alfa și omega dacă vrei, iar restul sunt pui și există o subordonare automată pentru că puii nu vânează. Puii nu se ocupă de adusul mesei. Odată ce puii ajung la un moment dat să poată vâna și să procure hrană, își fac familiile lor, se desprind. Dar până atunci ei se subordonează părinților. Ei știu care sunt pericolele, cum să îi păzească pe pui de pericole, cum să le dea de mâncare, se îngrijesc și de sănătatea lor, atât cât pot, na, ei n-au medici. Și oamenii ăștia de știință au venit și au zis, băi, ne pare rău, am făcut o greșeală. Și de atunci tipul care a condus experimentul chiar povestea, nu mai știu unde, am văzut un clip, niște filmări cu el, povestea că este o cruce pe care o poartă de zeci de ani de zile. Și se tot chinuie să facă oamenii să înțeleagă că nu e vorba de dominare, nu e vorba de impunere prin forță, nu e vorba de nimic de genul ăsta la mijloc. E vorba de dragoste de părinți, mâncare, companie, lucrurile într-o haită de lup merg puțin diferit, da, bineînțeles. Da, mult mai pe note pozitive. Am înțeles că și mușcătura de lup ca putere este de vreo 100 și ceva de ori mai puternică decât la orice câine. Da, ai văzut vreodată un lup în realitate? Da, da, da. E și talia, adică un lup se ridică la nivelul mesei astea, doar la greabăn. Există această carte a lui Michel Houellebecq, care se numește Posibilitatea unei insule, în care oamenii ajunseseră la un nivel tehnologic în care puteau să se cloneze. Și alegeau să se cloneze o dată, de 2 ori, de 3, de 4 ori, sperând că viața următoare, da, își găsesc fericirea. Personajul principal din carte avea și un câine, câinele Fox, care era, nu mai știu exact de ce era să spunea că era, dar era ceva de genul pe o talie medie spre mică, ceva. Așa. Și care era de asemenea clonat. Pe de-a lungul unei vieți ale personajului principal, câinele era clonat de 4-5-6 ori. Câinele, acest câine Fox, avea această particularitate, ei se născuse cu organele sexuale, da, atrofiate. Ceea ce îl făcea întotdeauna un câine foarte fericit. Era de o fericire maximă, neavând acest instinct sexual nicicum. Da. Cât de important este să-ți castrezi câinele? Și într-o relație în care viața câinelui ar fi mai, să zicem, armonioasă, fericită, liniștită. În primul rând, hai să... Și cât îi scoți sexul din cap, de fapt, în momentul... Sau apucăturile astea de mascul alfa. În primul rând, hai să-ți răspund la... ce mi-ai ridicat la fileu cu organele sexuale atrofiate. Am stat de vorbă la un moment dat cu un prieten care a făcut niște, cum să-i spun eu, A ajutat, el fiind tânăr artist, a ales să ajute un sculptor mai bătrân de pe la noi, iar omul, la vârsta de vreo 93 de ani, povestea că el cel mai fericit pe lumea asta a fost pe la vârsta de 75 de ani, când i-a scăzut total apetitul sexual și a putut să se concentreze numai pe artă. S-a dus testosteronul. S-a dus testosteronul, s-a dus interesul, omul a fost fericit, atunci a declarat că el a descoperit fericirea. No pussy blues. La câini. Câinii, da, nici nu știu ce să spun. La băieți e mai complicat, la fete e mai simplu. Pe fetele sterilizezi după ce au avut câteva cicluri, ca să te asiguri că sistemul lor osos și echilibru hormonal e stabilit. Și e important să facă și pui înainte o dată? Sau? Nu, e suficient să facă niște cicluri, 2 sau 3, ca să fii sigur că organismul lor este pregătit să poarte o sarcină și deci sistemul osos este maxim de solid, nu are probleme de coloană, de picioare sau... Pentru că dezvoltarea scheletului la cățele ține și de maturitatea sexuală. Odată ce le-ai sterilizat pe fete, dacă nu au avut pui, dacă nu au avut parte de contact sexual, acum nu știu la cățele cât de plăcut o fi, dacă e la fel de plăcut cum e pentru câini, deși îmi imaginez că nu. Da, capeți un câine fericit pe viață, un câine care nu mai are grija asta, un câine care nu te poate surprinde cu ieșiri pe partea asta, cu derapaje, să-i spunem. La căței, în schimb, e mai greu. Pe căței poți să-i sterilizezi după 6 luni de zile, dar în alea 6 luni de zile el poate să învețe un pic de coțăit, pe care după aia nu îl mai scoți din cap, pentru că n-are nicio treabă cu prins gustul, da, și... Nu, n-are nicio treabă cu comportament sexual neapărat. E doar un gest pe care îl face, e doar ceva ce a învățat el. Nici nu știu cum să-l descriu. E o chestie de joacă, poate de dominare, de vărsat frustrări, dacă vrei. Că unii își varsă frustrările, adică vezi tot felul de terieri. Eu am cunoștințe cu Yorkie și deja pentru mine sunt faimoși. Eu când văd un Yorkie mă întreb primul lucru dacă face cumva chestia asta, și au jucării pe care le coțe în disperare. Și în mod special când intră în niște frenezii nervoase, când se frustrează foarte, foarte tare, atunci vezi că na, Floyd a plecat după arici. Și când îl vezi pe Floyd cu ariciul, na. Este abonat la tot soiul de canale pe Facebook, Dumnezeule, ce văd acolo. Săracii câini, în ce situații penibile se pun. Era unul sărmanul cu un gard, Doamne. Cu un gard? Da, da, cu un gard. Deci era... Pă... Cred că e dureros. No pain, no gain. Da, cum învățăm conceptele de bine și rău? Cum învățăm un câine să conștientizeze ce e bine și ce e rău? În primul rând trebuie să intri un pic în capul câinelui. Un câine nu are concepte, nu prea înțelege gândire abstractă, nu înțelege gândire abstractă. Pentru el bine și rău este, ca să pun în termeni simpli, așa: are gust bun, mi-a umplut burtica, e bun. Am alergat, m-am simțit bine, sunt obosit, organismul meu, nu mai am energie care să mă deranjeze, totul e foarte bine. A avut gust nașpa, m-a stricat la stomac, nu-i bun. Mi-am luat bătăiță de la câinele ăla, nu-i bun. Mi-am luat bătăiță de la stăpânul meu, la fel, pentru câine nu e bine, o să învețe să evite anumite chestii. Da, deja cumva îți crește un mic criminal. El trebuie să își facă viața ocolind niște probleme de ale tale. Și atunci cel mai ok pe câine ar fi să-l înveți doar ce-i bine. Dacă face, de exemplu, prostii, cum e chestia asta cu mâncatul de pe jos, întotdeauna e bine să-i oferi, să-i spui nu și să-i oferi tu ceva mai bun. Și chiar mai, dacă e nevoie, că sistemul ăsta al recompensei funcționează. Da, clar, dovedit. Funcționează și la aligatori. Și asta presupune să ai în buzunar ce? Niște... Să ai în buzunar mâncărică sau jucărie, depinde ce îl motivează pe câine. Pe unii câini îi motivează jucăriile, pe alți, adică joaca, degajarea de energie, pe alți câini îi motivează mâncarea, adică aportul de energie. Unul câini le plac pur și simplu mângâiei, adică cu unii câini de ajuns să spui o vorbă bună, să scarpine un pic creștetul capului și gata. Adică deși eu pot să-i bănuiesc că sunt suficient de inteligenți încât să te păcălească să mai primească ceva de mâncare. Ia să mă fac eu că iau ceva de jos la un moment dat. Păi aici depinde cât de deștept ești și tu, pentru că dacă observi că îți face câinele vreo surpriză de genul ăsta, poți și tu să schimbi treaba. Te-ai făcut că ai luat de pe jos, dar nu ai luat. Și eu știu. Nu primești nimic de data asta. Lasă că primești la următoarea. Oricum scopul tău e să nu scoți mâncare, să ajungi să nu scoți, să nu cari tot timpul un buzunar atâta cu mâncare, ci să scoți din ce în ce mai puțină mâncare pentru comportamente de astea banale, cum ar fi să nu mănânci de pe jos. Mă gândesc că, știi, am trăit cu tot soiul de... Nu e chiar atât de simplu. Într-adevăr, câinele și el inteligent și îți poate ridica niște probleme, poate să pună niște dificultăți în tot procesul de învățare, de relaționare. Dar diversifici și tu un pic atunci toată treaba. Am avut o perioadă de câțiva ani în viața mea în care lucram la Radio Active FM, care avea sediu în Tei-Toboc, și Tei-Toboc nu era ce este acum cu vile, ci era un maidan destul de nefericit care era plin ochi de maidanezi. Iar cu 4 dintre ei am reușit să am o relație absolut fantastică și atunci am realizat, cred, și am conștientizat cel mai bine ce personalități diferite sunt și cât de inteligenți sunt unii și cât de puțin inteligenți sunt alții și cât de alfa sunt unii și cât de fraieri sunt alții. Am realizat toate aceste lucruri. Ba mai mult, am fost pus în situații în care unul din câini m-a salvat realmente să mă muște alți câini. Dădeai mâncare? Da, lui dădeam mâncare mereu. Dar eu le dădeam mâncare lor care veneau, mă rog, unde aveam noi studio radio. Și erau alți câini undeva la un colț, da? Trebuia să luăm un cod ca să ieșim de acolo, în fine. Și acei câini întotdeauna erau agresivi cu oamenii care treceau pe acolo. Iar acest câine, care era un maidanez de la foarte înalt și cu niște ochi de bețiv, avea și un renume pe măsură, întotdeauna mă conducea la poartă și avea grijă ca acești câini să nu vină să mă muște și se suia pur și simplu deasupra lor și ea rămâneau pe spate cât treceam eu. Ceea ce mi se părea absolut fantastic și extraordinar. Mai mult, un alt câine a căzut în apă, că era lacul Tei, iar unul din aceștia de care îți povestesc acolo, inteligență, pur și simplu blow my mind, m-a condus până unde era câinele în apă să-l salvesc, că era undeva la mal. Wow, da, foarte mișto asta. Câini maidanezi, care stăteau pe lângă oameni, hai să zic, destul de puțin față de un câine care are un stăpân. Da, foarte mișto asta, ultima parte pe care o spui, e complicată de explicat, dacă cauți vreo explicație în sensul ăla. Ei formează niște legături destul de puternice și simt când unul e la ananghie, și dacă el nu poate să-l ajute, unii sunt destul de inteligenți să ceară ajutorul. Repet, câinii cooperează, sunt printre puținele animale care au ales să coopereze cu oamenii. Iar legat de faptul că te apăra de câini agresivi, e destul de simplu, o să folosesc un termen de care mi-e frică cumva să nu fie prost înțeles, el te vedea ca pe o resursă destul de importantă, tu erai o sursă de hrană. Tu erai o sursă de hrană. Și de afecțiune, probabil. Da, nu știu dacă aveați vreo relație pe partea asta, adică dacă scărpinai, dacă... Ba da, cum să... iau. Și mai bine, adică erai o resursă și mai importantă, că te purtai și frumos cu el și mai și scăpai de mâncare. Ia-mă de aici. Și da, atunci el te va ajuta cumva, va face să-ți fie ție bine pe cât posibil, îți dai seama. E oricum foarte mișto asta, revin, asta cu salvatul din apă, am mai văzut, sunt puține cazuri, am mai văzut un clip, e pe Facebook, era acum jumătate de an, parcă umbla viral, niște căței... într-un parc, ceva de distracție acvatic, nici nu mai țin minte. Oricum, ceva cu multe piscine, cu multe locuri în care poate să cadă un cățel. Niște căței au găsit niște băieți care plecaseră pe acolo să filmeze. Hoinăreau și ei prin spații de astea abandonate Și au stat câinii și au lătrat la ei și s-au dat bine pe lângă ei în continuu până au reușit să le capteze atenția și i-au dus la un cățel care, săracul, mai avea puțin și se neca pentru că nu avea cum să iasă de acolo și deja obosea să nuate în continuu. Da, câinii sunt niște animale foarte inteligente, adică nu e cazul să... Știi că ziceai că unii erau mai de-a dreptul proști. Poate ei se gândeau la altceva, aveau alte probleme pe cap, știi, adică... E greu să-i judeci inteligența efectivă. Când am folosit acest... Nu, că nu te certam. Știu. Ce încercam să explic este... Ce am numit eu prostie la ei era un instinct de supraviețuire mult diminuat față de alții. Adică unii erau pe treabă și alții erau... Gama absolut. Nu tu agresivitate, nu tu să fii primul la mâncare, nu tu nimic. Erau de-a dreptul beta, am înțeles. Da, în general asta se întâmplă cu câinii mai slabi. Așteaptă să termine ceilalți de mâncat și după aia ei mai prind ce mai pot. Sunt unii câini care învață să facă chestia asta pentru că primul lor instinct e să păzească hrana respectivă de alți câini, sar la bătaie și o fură. Și după aia cumva singuri și-au săpat șanțul și s-au băgat și în el, știi? E cumva ca la școală, știi? Când ești clasa 1 și ți-ai luat un caiet în cap, ți-l iei până în clasa 8-a dacă nu ripostezi. Nu, e mai rău de atâta. Tu ai început scandalul. Și după aia tu ești un nimeni, ți-ai luat-o de la toată clasa și după aia când vezi clasa, cam asta e. Te bagi în ultima bancă, stai liniștit, aștepți să se termine ora și ieși și tu din clasă, știi? Mi-am luat câine, da? Da. Vreau să-mi iau un dresor care să mă ajute să-mi armonizez relația cu câinele. Cum îmi aleg un dresor bun? Cum îmi dau seama? În afară de celebrele recomandări. Da, ok. Oricum, și orice recomandare ai primi, trebuie să o judeci și tu. Pe asta voiam să te întreb. Care sunt filtrele pe care eu trebuie să le am ca să văd că lucrurile funcționează în factorii corecți pentru a armoniza relația mea cu câinele? Adică vine dresorul, da, și face niște treburi cu câinele. Câinele ăla trebuie să știe că cu mine trebuie să funcționeze așa. Foarte și nu cu dresorul, de pildă. Păi, ca să simplific un pic și după aia o să intru în detalii, în primul rând trebuie să vezi că totul e pe pozitiv, că totul are o notă pozitivă, că nu se face uz de forță, că nu se urlă dacă nu-i nevoie, adică, ok, ți-a fugit câinele după un animal, nu te prea mai aude câinele, e cazul să începi să ridici tonul, să te audă, să te faci auzit, pentru că el intră efectiv într-un tunel și așa. Deci tot, să nu se folosească forță, să nu ajungi la nervi, să nu se ajungă la nervi, la frustrări, la chestii de genul ăsta. Și în al doilea rând, foarte important și ai punctat foarte bine, dresorul ăla trebuie să te învețe pe tine cum să-ți dresezi câinele, pentru că el învață câinele niște trucuri, să zicem șezi culcat, mergi la pas și așa, și tu ajungi acasă și te trezești că nu-ți face câinele lucrurile astea. Ei bine, dresorul ăla nu te-a învățat să fii atent la mediu, ca el, câinele, să nu aibă distracții împrejur, nu te-a învățat să lucrezi împotriva distracțiilor, adică câinele e distras de, nu știu, alt cățel care se joacă la 100 de metri, tu, înainte să lucrezi culcatul, șezutul, mersul la pas și așa cu câinele ăla, tu trebuie să lucrezi captatul atenției. Deci dresorul ăla trebuie să te învețe pe tine ce să faci și trebuie să-ți cam dea teme de casă, pentru că dacă tu nu exersezi cu câinele ăla, tu personal nu o să prea poți să-i ceri câinelui să facă mare lucru sau o să ajungi să te frustrezi că îi ceri în situații în care ție ți s-ar părea frumos să facă un șez, tu să-i dai de mâncare și el nu face, că el are altceva pe cap. Deci foarte importante sunt metodele folosite și metoda de predare în sensul în care trebuie să te învețe pe tine ce să faci. Dacă nu ți-ai luat un câine pe care tu vrei doar să-l hrănești și să-l trimiți la concursuri, show-uri, expoziții, tot felul de alte chestii cu dresorul lui, e cazul să înveți ce e de făcut cu câinele ăla. Dacă tu vrei să iei un câine care doar stă în casă și pleacă la show-uri, m-am contrazis cumva? Nu. Dacă tu vrei un câine pe care îl ții în casă, îl hrănești și el pleacă la show-uri cu altcineva, nu e nicio problemă, nu te interesează, asta e. Sunt o grămadă de proprietari care și-au câine pentru plăcerea de a avea un câine campion. Uite, știu în discuțiile pe care le-am mai avut că foarte mulți stăpâni au o problemă cu câinii care se smulg din lesă. Pur și simplu îți pleacă mâna sau te trage sau prisă și cazi dacă e un câine mai puternic. Da, e okay. Poți să le scoți asta din cap și este util să le scoți asta din cap? Pentru ei? E sănătos? Mă, nu prea, de exemplu. Dacă e un câine destul de mare să-ți facă probleme, prima întrebare e de ce ți-ai luat un câine atât de mare că nu poți să-l ții? Iar legat de instinctul de a trage de lesă, de a smuci lesa, nu prea văd de ce ai umblat pe partea aia. Câinele e motivat de ceva. Cățelușa mea trage în continuu. Ba chiar mai rău dacă îți dau ție lesa și eu plec și am strigat-o. Că asta e genetic la ei și este absolut inutil să o scoți. Vii și tu după mine, adică fără să vrei, că a plecat și bine cu tine cu tot. Iar ea e motivată să miroasă, să vadă, să nu mai zic că ea e foarte optimistă, mergem pe străzi pe care n-a văzut pisică de când ne știm noi. Și ea e atât de optimistă că ea se uită pe sub mașini dacă e o pisică acolo. E foarte... are o pasiune cu pisicile, nu vrea să le facă nimic decât să le alerge și să le prindă. Nu vrea să le muște, nu vrea, dacă dă peste o pisică și nu face nimic, latră la pisică să alerge. Ei place să fugărească chestii. Există niște rase de câini care sunt, by default, agresive. Sunt rase de câini de luptă. Nu numai de luptă, da, în fine. Mă rog, așa s-a încetățenit. Și atunci, cu câinii ăștia trebuie să ai tu, ca stăpân, un alt tip de comportament. Trebuie să înțelegi că trebuie să fii foarte dominator, pentru că dacă nu-l domini tu pe el, te va domina el pe tine. Nu, n-aș pune problema așa. Ăștia sunt câini cu high drive, ceea ce se numește high drive. Comportamentul de vânătoare la lupi, de exemplu, se poate desface în trei componente. Pânda, fuga și prinsul prăzii. În general, la câini vezi două din astea, cam două din astea trei componente. Sunt unii câini care le manifestă pe toate trei. Ăia totuși sunt niște câini pe care tu îi poți folosi la anumite lucruri. Adică un terier, în general terierii, pitbull terier, că am stafful, tot așa e un terier, e American Staffordshire Terrier. Sunt niște câini care au fost folosiți ok și la pază, s-au numit nanny dogs, că aveau grijă de copiii familiei. Erau niște câini atât de loiali că puteau copiii să se plimbe cu ei pe stradă și dacă se întâmpla ceva, dacă apărea vreo amenințare la sănătatea copilului, ăsta intervenea. Am văzut că sunt niște câini care au un comportament incredibil de protector cu copiii. Mai ales cu copiii mici, incredibil ce... Da, uite, de exemplu, a mea nu are și nu prea înțelege care-i treaba cu copiii. Sunt sigur că o să îi se schimbe dacă... Na. Crezi că dacă naște dacă fac eu un copil, sunt sigur că se va schimba... Am înțeles, dar dacă ea naște, cumva se dezvoltă comportamentul maternal? Instinctul maternal? Băi, nu știu să-ți răspund asta. Okay. Îmi place să cred că da. Adică mi se pare cumva normal, dar nu cred că înțelegem destul de bine psihologia canină cât să putem face afirmația asta clar. Băi, a făcut pui. Te întreb asta pentru că mie mi se par destul de inteligenți. Și mai mult mi se pare că te înțeleg foarte bine. Se uită în ochii tăi și unii înțeleg întocmai o stare pe care o ai. Nu, odată mi s-a întâmplat la starea ta. Asta nu spune nimic despre ce se întâmplă în capul lor și ce se întâmplă dacă îi lași singur cu copilul. E că mi s-a părut că ar fi destul de empatici. Atunci și cu copilul cred că funcționează fix în aceeași paradigmă. Era doar o întrebare. Da, ar putea să meargă. Nu, ți-am spus, răspunsul meu este da, dar e un răspuns așa, emoțional, cumva, emotiv. Nu pot să spun clar, n-am citit pe nicăieri că dacă a făcut pui, gata, se dezvoltă un instinct matern mai puternic în câine și în cățea și devine mai înțelegătoare. La băieți nici nu știu dacă se poate pune problema de așa ceva. Deși și la câini am văzut tați care s-au bucurat enorm când și-au văzut puii pentru prima oară. La monte băieții nu prea stau cu tații, nu prea stau cu mamele împreună pe perioada gestației și imediat după naștere și ajung să-și vadă puii la o lună, două după ce s-au născut. Și am văzut un clip cu un husky care se bucura enorm și el și puii lui au făcut cunoștință, era mort de plăcere. Efectiv stătea cu labele în sus să-l mănânce ei mici, să-l ronțe, să-l ciupească, să-l miroasă, să... Mai dădea el își mai făcea el liniște și pace când exagerau aia mici, dar na, el se bucura. Știi, tot vorbim despre dresajul câinilor. Hai să vorbim puțin și de dresajul stăpânilor. O, da. Cred că este foarte important. Unii îți duci cu capul complet. Măi, eu de-aia am zis la început că cel mai important lucru înainte să iei un câine este să te cunoști pe tine. Adică să știi ce duci când... Și după aia te apuci și te uiți ce înseamnă un câine, ce face un câine. Deci, după aia stai pe YouTube. Am văzut... Recomandarea mea e să stai pe YouTube și să te uiți, bă, ce face un câine, hai să vedem. Am văzut tot soiul de oameni când tot soiul de ipostaze și cu niște câini uitându-se la ei ca la nebun. Bă, ce are ăsta? Ce l-a apucat? Da, noi trăim în România și ne ușor să-i clasific. Adică, na, și eu pe stradă când văd câte un om cu frustrări, cu probleme, așa, zic, băi, nebunule, adică mi-e ușor să... Să categorisesc și să trec mai departe, știi? Dar trăim în România, suntem, na. Da, în fine, nu cred că e neapărat problema aici, cred că e peste tot. E în România, e frustrant, oamenii adună chestiile astea la cap, nu prea știu, în România nici nu știe lumea de psiholog, să nu mai zicem că, na, uite, de exemplu, îți mai spun după aia o chestie legată de depresie și câini. Lumea nu prea știe de psiholog, există tot felul de lecții de-astea bătrânești, bate-l cu ziarul ca să nu-i dai cu mâna, dai cu bățul de la mătură la fel ca să nu fii tu la care asta cu ziarul am făcut-o și eu când am avut câine. Ia câinele de cap și bagă-l cu nasul în ce a făcut. Am făcut și asta. Serios? Și știi care a fost extraordinarul rezultat? După ce făcea, pusesem o lădiță, era un caniș și pusesem o lădiță în casă ca să nu-l scoatem afară, că nu aveam timp așa. Prosteală, acum 20 de ani. Și de câte ori făcea în casă, da, îl puneai cu nasul acolo și pe urmă se ducea în lădiță. Dar fix după ce a făcut în casă, învățase că trebuie să o încă lădiță. Adică învățase total de amboulea. Și nu cred că a fost problema câinilor, a fost problema mea că l-am învățat prost. El a tot învățat ce vă deranjează, dar gestul în sine de a lua câinele cu forța de cap și al băga cu nasul în... Dar înțeles, e total inutil. 1, 2, în ce-o fi făcut el acolo, e cam inutil și ba chiar mai rău, îți pune niște bariere în relația cu câinele. Chiar îți strică total relația cu câinele, pentru că deja ideal în relația ta cu câinele tu să fii zâna aia magică, ființa aia eterică, care tot timpul are șucării, afecțiune, mâncare, care e tot timpul la care vrea să vină, știi? În momentul în care tu stai și schimbi tonul, răspund la tonuri foarte bine, ei nu înțeleg cuvinte, îți dai seama. Asta voia să te întreb chiar. Ei înțeleg note, dacă tu schimbi tonul brusc și te pui și vorbești așa și mai și țipi, speragi la el, dai din mâini foarte, te apleci peste el, îl sperii. Adică nu e corect că ei înțeleg până la nu știu câte cuvinte? Stai, ei înțeleg comenzi. Dar, adică ei recunosc niște cuvinte, dar recunosc doar cuvântul ăla, eu nu pot să-i spun lui Mali, aș vrea, te rog frumos, să vii aici în fața mea și să faci culcare. E important să ai inflexiunile verbale aceleași ca să... Da, și e foarte important să fii consecvent la comenzi. Nu pot să-i spun, aș vrea să vii în fața mea și să faci culcat. Pentru că până ajung eu la culcatul ăla, ea deja se uită la mine ca la felul 14, nu înțelege ce am vrut să zic până atunci. Deci e bine să ai comenzi destul de clare pe care să le dai consecvent, adică să nu schimbi tonul. Cuvinte scurte. Da, și să nu schimbi tonul, să ai, cum ziceai tu, aceeași inflexiune de fiecare dată, să ai același fel de a spune. E bine, repetiția ajută câinii și consecvența în dresaj, mai ales în relaționare, ajută foarte mult câinele. Pentru că, repet, în momentul în care tu ai dat-o pe o notă nasoală, el nu mai știe cum să te judece. Deja are întrebări dacă a înțeles bine relația cu tine sau nu. Și în momentul în care o ființă are întrebări despre cum e relația, na, știi și tu cum e. Că e la fel la oameni. Da, bineînțeles. Am văzut odată, Doamne Dumnezeule, cred că s-a fost cel mai... Eram într-un lift, într-o instituție, iar la etajul 5, în această instituție, funcționa o firmă care se ocupa de sex online, ok? Ok, ce? Videochat, nu? Videochat, exact. Și era o domnișoară care lucra acolo, o țigăncușă frumoasă foc. Așa. care avea o bluză transparentă neagră, un sutien cu push-up, iar între sâni își ținea, bineînțeles, un bișon pe care îl vopsise roz. Deci... Stai, și mergea cu el la etajul respectiv? Da, sau... da, venise cu el la serviciu. Dar când am văzut bișonul ăla roz între sânie, băi, nici nu puteai să te uiți în altă parte, jur. Pe de o parte, pe de altă parte, ceva ce străpezea dinții era în imaginea aia foarte puternică și mă gândeam, Dumnezeule, bietul câine, ce i-au făcut? Adică au scos câinele din câine, înțelegi? Bine, lasă pe deasupra că era și bișon. Da, oricum la rasele mici ți-am spus, există niște mici probleme pentru că lumea îi consideră mici, alții aici în apartament. Pe chinezul mi se pare mai câine decât bișonul. Bișonul e o chestie care face o zarvă incredibilă și este destul de inutil așa ca... la rasă, pentru că sunt rase de lucru și sunt rase care au apărut de frumusețe. Pagu, tu crezi că are vreo utilitate? Care este? Pagu e ăla cu nasul turtit, ăla din Men in Black. Ah, ok. Da, da, da. Tu crezi că ăla a fost creat cu vreo utilitate? Nu, ăla e câine de show, ăla e un câine, e o rasă concepută pentru frumusețe și ba mai rău la Pagu, cred că e pentru urâțenie, că e atât de... Am văzut și niște greșeli genetice cumplite, adică nu puteau câinii să stea pe picioare. Și la oameni și la câini ce să-i faci? Da, se mai întâmplă. Și cum adică nu puteau să stea pe picioare? Aveau corpul mult mai mare și picioarele destul de subțiri. Am văzut și... niște mixuri de-astea foarte ciudate. Da, 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 total necâștigătoare. Da, se întâmplă, adică... Adică nu știu dacă au fost făcute din prostie sau din ticăloșie. Sau... Cred că din prostie. Majoritatea din prostie, neglijență, dar nu cred că e vorba de ticăloșie niciodată. Ce, tu vorbești de exemplare de rasă? Sau, mă rog, corcituri. Păi stai un pic, că la noi există ce se numește samsar de câine. La noi există fenomenul oamenilor care au o curte și au și ei niște câini care seamănă cu exemplare de rasă și îi înmulțesc și îi vând ca fiind de rasă. Câinii aia n-au acte de proveniență, n-au nimic. Aia sunt niște câini, nu știi ce ții când ai luat câinele ăla. Ok, îmi iau un câine, ce trebuie să știu? În afară, la nivel de hârțogăraie, acte, stare de sănătate, de câte ori trebuie să mă duc cu el pe an pentru un control de rutină la un veterinar și așa mai departe. Deci obligațiile tale legale? Ok, pe partea de obligații legale ai următoarele. Dacă el nu are certificat de proveniență, nu are pedigriu, un pedigrii... Care presupune și vaccinurile pe care trebuie să le faci în primele luni. Sau... Nu, pedigriul e doar arborele genealogic. E o hârtie care atestă că el vine din părinți de rasă. Și îți vine pe, nu mai știu, mai mult de 3 generații. Pe undeva pe acolo, cel puțin 3 generații în urmă. Deci, dacă ai un câine de rasă, poți să nu-l castrezi, poți să te duci cu el la competiții, să ia calificative de excelent. Mi se pare că la 3 calificative de excelent câinele câștigă drept de montă. Și atunci tu poți să nu-l sterilizezi și să faci pui cu câinele respectiv, pentru că are valoare chinologică. La câinii care nu sunt de rasă, ești obligat să-l sterilizezi, pentru că ei nu au valoare chinologică. Sunt obligat? Ești obligat prin lege să-l sterilizezi. Dacă câinele ăla ți-a trecut de nici nu mai știu care vârstă, un an, oricum, e o vârstă limită până la care tu trebuie să-l sterilizezi, dacă nu are acte de lineaj. Adică dacă mi-am luat un maidanez, trebuie să mă duc să-l sterilizez. Obligatoriu. Dacă face cineva un control mai serios, mai amănunțit, la cățele e mai greu, dar la câini e simplu. Și constată că el a trecut de vârsta respectivă și e nesterilizat, e amendă. Nu știam. Ai obligația să-l deparazitezi intern de 2 ori pe an. Sau o dată la 3. În fine, nu toată lumea ține cont de chestia asta, unii o facem mai des, uneori eu de exemplu, cu deparazitarea o fac mai des, alteori mai rar. Dacă am avut vreo suspiciune și am dat mai des deparazitarea internă, atunci fac o pauză mai lungă pentru sănătatea ficatului. Ce obligații mai ai? Vaccinuri. Tu ai nevoie, obligatoriu, câinele trebuie să aibă vaccinurile pentru pui. sunt în funcție de veterinar 3 sau 4 la număr. Eu știu că nu prea scoți câinele pe stradă până nu e făcut vaccinuri. Nu, pentru că riscă să se îmbolnăvească și să moară. Am pățit asta. Poate să facă primul câine pe care l-am avut, am pățit asta la 9 luni, după ce am irostit șobolan. Da. Poate să supraviețuiască sau poate să nu. Iar după aceea e obligatoriu o dată pe an rapelul la vaccin, care e o singură înțepătură, conține și antirabicul și parcă pentru jigodie. E un cocktail de ADN, de nici nu știu cum se numește, de virus, de imunizare. Ai obligația să ai pungi la tine, asta, da, bine, aici deja nu mai sunt obligații medicale, sunt obligații de igienă pe stradă. Ai obligația să ai câini, pungi la tine, pe stradă ai obligația să ai și carnetul de sănătate al câinelui. Câinele, dacă nu este câine de lucru și este în exercitarea funcției, trebuie obligatoriu să fie ținut cu lesă și zgardă sau ham. Pentru anumite rase care sunt în... Vezi un pe chinez în lesă, mi se pare cam hilar. Sau un bișon. Mă, da, dar da, pe de altă parte sunt atâția bișoni pe care i-aș vrea în lesă. Știi cât de mulți sunt? Sunt isterici. Mă plimb cu o cățea de 28 de kilograme care, repet, pleacă cu mine de pe loc dacă e cu adevărat hotărâtă, pleacă. Și cu niște probleme ia să zicem că e ușor asocială. Ea preferă spațiul ei personal, câinii pe care îi cunoaște, nu prea îi plac ei căței străini. Și te trezești cu un bișon de ăsta fără lesă, cu probleme de atitudine, pentru că a avut niște probleme când era pui și atunci când vede un câine mare face urât și îmi vine fix în botul ăsta. Și ce să fac atunci? Dar cum... Să dau drumul, știi cum e, să fac o țigănească de aia, îmi cer scuze de limbaj, să dau drumul la lesă să-și rezolve singuri problemele, nu e ok, că nici cățelul ăla n-are nicio vină. Să-mi țin cățeaua lângă la picior cu forța când ea trage, să îl facă pe ăla să tacă odată. Nu vrea să-i facă nimic, dar doar să tacă. Nu vrea să-l transforme în micul dejun. Da, okay. Mie nasol că, na, cățelul meu ce vină are să se frustreze. Chiar asta voiam să te întreb, cum gestionezi situațiile astea când ai conflicte cu câini între ei care nu se cunosc? Iau câinele și plec. Eu sunt genul de stăpân care își ia câinele frumos de lesă sau îl cheamă, nici măcar dacă e liber pe pajiști, pășuni, whatever. Mi-l chem frumos și plec cu el în altă parte. Nu mai stau la discuții. Pe de altă parte, este ca și la oameni. Și câinii bănuiesc ca o chimie între ei. Unii se înțeleg din prima și se... Da, clar. Sunt în stare să se joace ore întregi. Da, clar, adică... E pe dimensiuni, pe stiluri de joacă. Și pe spațiu personal, pe care bănuiesc că trebuie să-l intuiești tu. Aia cu spațiu personal e o chestie destul de complicată. Câinii au în general un spațiu personal, dar dacă, de exemplu, vine Johnny, pe care noi îl știm de nu știu câtă vreme, Johnny nu există, dar în fine, să ia bățul. Ea știe că e deja miroasă. Here comes Johnny! Adică pentru ei e mult mai simplu să... lase garda jos, că n-au nevoie să vadă efectiv cine e, că l-au simțit după miros, au auzit lătrătura și știu cine e. Iar la chestia asta cu spațiul personal, oricum doi câini care nu se cunosc și fac cunoștință pentru prima oară vor avea acel moment în care se pun cumva față în față, dar nu chiar în poziție de confruntare, după care trec în lateral, se miros un pic pe lateral, după care fiecare miroase fundul celuilalt, își dau seama care ce sex are, în fine. Și la câinii civilizați sparg gașca dacă nu se înțeleg, dacă nu se apreciază, dacă n-au niciun interes unul față de celălalt, pur și simplu se depărtează, sau la alții, se mai iau la bătaie dacă nu-i place că ăla a dat din coadă, nu știu cum, ăla ținea... Da, asta mi-ar plăcea să înțeleg. De ce? De se întâlnesc doi câini, primul lucru pe care îl fac este să se miroasă la fund unul pe celălalt. Da, asta e o chestie normală. După care, ori se înțeleg brusc, ori brusc se încaieră, te trezești că se încaieră. Păi, ce s-a întâmplat? De la ceva s-a luat, băieți? Acolo tu trebuie să fii foarte atent. Eu încă stau și îmi studiez proprii câini la chestia asta foarte mult. Mali a mea are niște chestii de genul ăsta. De exemplu, l-a reîntâlnit pe Seven. Chiar așa îl cheamă, e un amstaff. Și Seven din prima zi de când a cunoscut-o, el are drept de montă, și e foarte interesat de toate fetele pe care le întâlnește. A căutat să facă cu ea ce face cu toate cățelele și anume să afișeze un comportament care o timorează, care pe alte cățele le timorează. Asta mea, pentru că era vorba de o jucărie la mijloc, noi lucram ceva când ne-am întâlnit cu ei, pentru că era vorba de jucărie și mâncare la mijloc, l-a ușuit, doar îl ținea la distanță și după aia venea înapoi la mine, cum se apropia ăla prea tare, îl gonea. Acum, după vreo un an jumate de când nu ne-am mai văzut, nu ne-am mai întâlnit cu căței, m-am întâlnit cu Laura și cu Seven și Mali s-a dus liniștită să vadă care-i treaba. Grijulie, adică o vezi deja când are suspiciuni. Și n-a stat foarte mult să-i judece atitudinea și a sărit direct să-l certe. Sunt niște semne pe care și le dau, se judecă ei, nu știu exact ce nu i-a plăcut, dar eu am avut prezența de spirit să observ măcar că e ceva ce nu-i place, să știu că e ceva ce nu-i place, că dă semnele că e ceva ce nu-i place. Adică bănuiesc că ar trebui să intervii cumva și să eviți o încăierare, că na, nu e cel mai plăcut lucru pe care să-l vezi. Cu ai mei e destul de simplu că am ajuns la nivelul relațional în care doar le spun să înceteze și încetează. Dacă celălalt nu insistă cu scandalul, renunță, că n-au niciun interes să se bată de fapt. Ei reacționează la niște frici, la niște anxietăți, care sunt și același lucru, apropo. Prietenul nostru comun și câinele lui Yoshi, da? Așa. Hai să vorbim puțin despre Yoshi. Îl judecăm pe Yoshi. Este un câine la care se întâmplă să țin foarte mult și cu care am împărtășit diverse momente în viață. Păi, e cel mai bun prieten al lui Mali. Unul la mână, cu același firesc cu care tinde în permanență să-ți ia locul pe fotoliu pe care stai. Dar nu-ți ia locul, mă, ți-l ține cald. Cu același firesc vine și îți pune capul pe tine. A fost o situație absolut destul de penibilă în care băusem 3 beri și chiar nu m-am mai uitat unde m-am așezat și nu l-am văzut că mi-a luat locul imediat cum m-am sculat și m-am așezat. Mă rog, nu m-am așezat pe el, că n-am apucat, dar a fost în ultim moment a decolat și a început să chiuie, după care s-a așezat pe fotoliu de lângă, cum ar veni, s-a uitat la mine, s-a uitat în ochii mei foarte lung, fără pic de ură, jur. S-a uitat, cumva m-a consolat așa și mi-a zis, bă, boule, și-a oftat. Și cred că te-a și judecat, s-a uitat un pic la tine să vadă dacă ai făcut-o cu intenție. Da, bă, nu, că cred că și-a dat seama, îl bănuiesc atât de inteligent. Pe de-o parte, pe de altă parte, el, sărmanul, a început să aibă niște probleme. Pentru că sare. Hai că-i trec. Da. Așa. Câinii trebuie să îi ținem să nu sară pentru că încep să aibă niște probleme cu coloana sau am înțeles eu greșit? E complicat. Câinilor, în general, scările cât sunt pui nu le fac bine. Dacă te uiți la scheletul unui pui de câine, oasele, da? Deci cum am eu antebrațul ăsta, antebrațul nu e conectat de braț. Tot ce sunt două oase separate, nici măcar nu se întâlnesc. Tot ce le ține împreună sunt cartilagile, deci toată partea cartilaginoasă, ligamente și mușchi. Puiul în dezvoltare nu are articulațiile gata. Și atunci, și până pe la vreun an, el are sensibilități pe partea de articulații. Și atunci, orice veterinar o să-ți recomande să eviți urcatul pe scări, efortul exagerat, să-ți lași câinele să alerge prea mult, pentru că e... Dar e în firea lui să facă treaba asta. Cum Dumnezeu oprește un câine să nu alerge în moment ce ești cu el în parc? Stai aici? Da, vezi tu, noi am intervenit destul de mult cu toată chestia asta, cu crescutul de câini, cu rase, am intervenit destul de mult în dezvoltarea câinilor. Nu a mai avut loc acea selecție naturală. Ăla care nu alergă prea mult supraviețuiește, știi? Că așa se pune problema în natură. Bă, ăla care n-alergă prea mult și știe să își simtă articulațiile, să le lase în pace, supraviețuiește și trece de un an, știi? Ăla care alergă prea mult își face rău și la un moment dat nu o să mai poată vâna și gata, aia a fost. Bișonul lui maică-mea când era mic, parcă avea un arc în curs, sărea tot timpul, era toing, toing, toing. Ce faci, mă, ne potolim și noi, acum a devenit un câine bătrân și isteric. Băi, pentru un câine mic oricum e greu să nu sară. Pentru că el e la nivelul pardoselii și tu ești la cel puțin 1,50 m deasupra. O să vrea să... El vrea să relaționeze cu tine, adică vrea să aveți contact vizual, că te iubește. Vrea să-ți capteze atenția și atunci va sări săracul, că na. Eu de asta nu prea, adresez inimici, pentru că mi-e greu să mă plec. Tot prietenul nostru, Yoshi, m-a supărat și m-a mâhnit într-o zi grozav, căci m-a îngrijorat pentru că îl iubesc. A mirosit niște sex femeiesc și a dispărut. Deci a dispărut. Care dispariție te referi? Când a apărut după aia? Când a apărut 2 zile mai târziu la mama prietenului nostru care stă în... Era a doua zi, dar a sunat abia seara mama lui. Da. Adică a mers vreo kilometri. Cum eviți această situație? Să nu-ți fugă brusc pentru că... Sterilizezi câinele la tine. Știi, am văzut pisici la vânătoare. Pisicile la vânătoare nu au ceea ce se numește atenție distributive. Sexul și vânătoarea sunt două lucruri total diferite. Într-adevăr, intri cumva tot în tunel și nu au atenție distributivă. Și la câini, cumva, mi se pare că în momentul în care au mirosit a sex, pur și simplu li s-a atrofiat orice urmă de rațiune și de... Repet, am intrat în tunel, îmi pare rău, pierd semnalul, click. Și aia e, da. Și nu o face cu intenție, pur și simplu se întâmplă. Cum o eviți tu ca stăpân? Sterilizezi câinele la timp. Și atunci, dacă el nu cunoaște, nu înțelege ce îl interesează... Și dacă nu l-ai sterilizat la timp, trebuie să stai tot timpul cu ochii pe el, bănuiesc. Da. Plus că sunt câini care sterilizați, au apucat să învețe ce e aia, au exersat și ei odată sau de 2 ori, au fost și ei pe la sală, vorbea. Și... Numai câinii fac asta sau și cățelele? La cățele e complicat și îți povestesc imediat după. Și au învățat chestia asta și poți să-i sterilizezi, că nu le mai scoți din cap. Pentru ei e ceva care recompensează, e o recompensă atât de sus că gata, e. Și nu prea există recompensă. Da, că de semnători suntem cu noi, da. Există recompensă mai sus? Nu. Și ce mă întrebai tu, a doua chestie cu pisicile, parcă a fost ceva? Nu, am zis dacă la cățele e la fel. La femele. La cățele există doar 3 zile maxim în care se facă chestia asta. La ele căldurile, efectiv, hitul, perioada de călduri, e de 3 zile. Ciclul durează mai mult. Există o perioadă înainte de călduri și o perioadă de după călduri, în care ea începe să atragă masculii. Dar starea ei de spirit e atât de iritată și e atât de irascibilă că îi gonește pe toți. Adică, dar există acea perioadă de maxim 3 zile în care o vezi că dă singură coada la o parte. Adică doar că nu cere, doar că nu caută căței să ofere, știi? Mi-ai spus o chestie care mi s-a părut foarte interesantă înainte să intrăm în emisie, și anume că există un program care se numește, stai puțin, Romanian Prison Dogs. Da, așa există. Care presupune să duci, bănuiesc, niște maidanezi, nu? Nu îi duci, așa la penitenciarul de la Jilava și acolo acolo își fac veacul de obicei. Ei sunt doar prinși prin curte sau prin terenurile alăturate penitenciarului. Am înțeles. Și programul ăsta presupune un lucru de... omului care este la grea încercare, da? La carcer. Nu e chiar cea mai grea încercare, că vorbim totuși de... Da, în fine, așa, și ei sunt puși să interacționeze cu câinii, să le devină cumva stăpâni, să aibă un tip de relație, adică bănuiesc că dacă ai ajuns la pușcărie, Doamne ferește, ți se dă un câine de ăsta, cumva trebuie să ai zilnic grijă de el sau cum se întâmplă? Ce presupune programul ăsta și dă rezultate? Da, în limita în care țara asta în care trăim lasă rezultatele, adică niște rezultate există. Ce se întâmplă cu rezultatele mai departe din cauza locului în care trăim și mentalităților de care se lovesc? Aceleași mentalități de care se lovesc. Deci la pușcărie, frate, acolo sunt niște băieți, nu chiar așa. Stai un pic, că vorbim de băieți de regimul semideschis, vorbim de oameni care n-au infracțiuni violente, dealerași, hoți de buzunare, sunt... N-am înțeles, ok. Light, e varianta foarte light. Iar băieții ăia învață să aibă grijă de câini. În primul rând li se dă acces la canise, să-i spunem, la padocuri, unde ei au datoria să ducă de mâncare, să spele, să înlocuiască apa și tot ce, să se ocupe de nevoile câinilor, să scoată câinii la plimbare, să le dea un pic de alergare, să-i bage înapoi. Că îi responsabilizezi cumva. În primul rând, da, după ce ai învățat ce-i de făcut, le dai chestia asta să o facă de zi de zi. În felul ăsta ei relaționează cu câinii, câinii încep să dezvolte niște atașamente față de ei și față de om în general. Gândește că ia câini care trăiesc din ce găsesc pe jos, hoituri, parizări aruncate de oameni care vin în vizită prin parcare și tot fel de mai mirce. Iar o dată pe săptămână, cineva de la Clubul Câinilor Utilitari și de la Big Heart Society, parcă, da, Big Heart Society, se duce acolo și lucrează cu deținuții, învață deținuții să lucreze relaționare și dresaj de bază cu căței respectivi. Cățeilor li se caută, cum îi spune, li se caută adopție, între timp ei sunt promovați pentru adopție. Sunt unii deținuți care după ce se eliberează aleg să adopte ei unul din câinii respectivi. Mai au opțiunea asta, nu știu dacă au opțiunea chiar să-și oprească vreun câine, să-și-l pună deoparte sau nu știu. Li se oferă de muncă, unora li s-a oferit, nu știu dacă li se mai oferă, dar cred, nu văd de ce nu, li s-a oferit de muncă pe la o altă clinică cu care se mai colaborează cu pet staff-ul. Și na, li se oferă în primul rând un alt tip de relaționare decât aia pe care o întâlnesc în mediul lor natural, să-l numim așa, care i-a împins la ce i-a adus în pușcărie, și mai învață și niște skill-uri pe care poate să le pună după aia în practică să facă un ban sau nu. Adică este win-win. Da, rezultate clar, sunt. Bun, mai puțin lucru. Și eu cunosc personal, nu am numărul, adică nu ne întâlnim, dar dacă ne vedem pe stradă stăm de vorbă. Cunosc personal un deținut care a luat unul din câini, s-a îndrăgostit atât de tare de unul din cățelușii de acolo că l-a luat acasă, s-a eliberat și a plecat cu tot cu câine. Ce frumos! Altceva vreau să te mai întreb. Găsești, da, e prin orașul de pet shop-uri, găsești tot soiul de hrană. Da. Care este hrana aia câștigătoare și cât de sănătoase sunt, cum le zicem, recompensele alea, da, pe care le iei la pungă? Și cu ce trebuie să hrănești de fapt un câine? Sunt atâtea feluri. Păi da, tocmai că sunt atâtea feluri. Care sunt alea bune și care sunt alea care... Cel mai simplu momentan în România e să-ți hrănești câinele cu bobițe. Demonstrat este că cel mai bine e să-ți hrănești câinele cu mâncare crudă, care totuși e preparată termic, în sensul că tu ești obligat să ții carnea aia 2 săptămâni la minus 20 de grade ca să te asiguri că ai omorât orice patogen din ea. E tot o preparare termică, doar că nu e atât de destructivă cum e fierberea, coacerea, asta prin căldură. Dar pentru că trăim în România și destul de greu să... Nici nu se găsește... Există un singur magazin de barf care se numește Biologically Appropriate Raw Food. În București. Da. Ok. În țară, practic, care distribuie carne gata mixată și tratată termic la minus 20 de grade. Deci cel mai bine e pe boabe, ca mâncare de bază. Ce Dumnezeu conțin alea? Din ce sunt făcute? Proteină animală. E bine să nu conțină cereale. Cartof dulce, dovleac mai conține... unele mai găsești și măr. Am mai luat astea de pisici acolo cu arome de pește, de toate. Da, păi poate să fie carne, deci proteină animală de orice fel, de pește, de vânat, de pui. Puiul eu, de exemplu, nu l-aș prea recomanda pentru că mulți câini fac o reacție alergică la pui și în mod special la ce conține carne. Și mai știu că este de evitat, cel puțin la câinii de rasă, oasele de pui. Oasele gătite în general sunt de evitat, pentru că oasele gătite tind să se spargă nașchii și să perforeze stomacul și să perforeze orice din tractul digestiv, de la gât până la stop, până în capătul ălalt. Oasele, deci, nu sunt de evitat oasele, e de evitat să-i dai os fiert sau os copt sau na. Pentru că se schimbă structura osului, el se sparge nașchii și provoacă daune. Pe de altă parte, dacă îi dai un os crud unui câine, o să stai să vezi cum pierde ore doar să scoată măduva aia. Am mai văzut o chestie care mi s-a părut foarte interesantă, recipientul în care îi pui bobițele, da? Așa. Este un recipient simplu, iar câinele în momentul în care vine și a băgat gura acolo din trei limbi date la golit, ceea ce așa, cred că nu este cel mai sănătos lucru să mă începe repede înainte. Și am mai văzut un recipient care mi s-a părut foarte interesant, avea un soi de labirint, ceea ce presupunea că câinele trebuia să plimbe bobițele alea până să poată să le îngură și în loc să mănânce aceeași cantitate în 30 de secunde, o mânca în 5 minute, ceea ce am înțeles că era mult mai sănătos pentru stomacul lui. Este mult mai sănătos pentru stomacul lui. Sunt unii câini care sunt atât de hapleacă și fac rău. Mi se pare că sunt toți atât de haplea. Foarte bune vasele alea cu, eu le numesc vârpiscuri. Ca niște vârfuri de munte așa ridicate din vas, sunt foarte bune pentru că într-adevăr la fiecare înghițitură el mută boabele alea mai încolo și trebuie să se uite din nou după ele. E chiar o chestie foarte mișto de relaționare, se numește enrichment și e ideea de a-i da câinelui de muncă ca să-și găsească mâncarea. Mai sunt niște jocuri de enrichment care sunt nici nu știu cum să le, niște puzzle box-uri să le numesc, doar că sunt niște plăci cam atâta de lemn, în care sunt săpate niște șanțuri și niște cămăruțe. Pe șanțurile respective se pot mișca ușițele, au niște ușițe cămăruțele respective și câinele trebuie să dea ori cu laba, ori cu nasul să miște ușițele respective ca să-și găsească recompensele, mâncarea ce ai pus tu acolo. E o chestie foarte mișto de făcut cu câinele. În primul rând că își pune în funcțiune nasul, trebuie să caute, își pune în funcțiune creierul că instinctul? Creierul că nu, e lucrat împotriva instinctului și rezolvată de problemă care consumă mult mai multă energie la câine decât te-ai gândi. Trebuie să-și pună creierașul cum ajung la aia dacă nu știe cum și pe tine ca stăpân te mai scuză de niște mișcare în plus, niște jocuri pe afară, adică... Fiul meu are o pisică. Această pisică... Nu mă pricep la pisică. Nu, vreau să ajung undeva. Această pisică a fost găsită miorlăind într-un decembrie cu vreo 2 ani de zile, în fața blocului. A coborât fiul meu din casă, a luat-o în brațe și a băgat capul în gluga ei și de atunci a rămas pisica ei. Această pisică se pare că a trecut și prin oarește traume, inclusiv de mâncare. A fost dusă la doctor, iar doctorul veterinar ne-a spus următorul lucru, pentru că se presupune că conform comportamentului a trăit traumele X și Y și așa mai departe, să mănânce de 2 ori pe zi mâncare umedă, da? Așa, acele piculețe, tocănițe sau Dumnezeu așa, știe ce să le aplic, așa. Și niciodată, a subliniat acest aspect, niciodată să nu-i lipsească bobițele, ca să îi luăm de pe cap stresul că ar putea muri de foame. La câini cum funcționează treaba asta? 1 la mână, 2 la mână. Cum Dumnezeu îți hrănești câinele să nu-l faci totuși obez? La pisici am văzut foarte multe cazuri de obezitate. La câini, în general, nu se recomandă să lași mâncarea la... Adică, ok, dacă e un câine care trăiește într-un adăpost, în adăpost legal ai obligația să lași mâncare și apă la discreția câinelui. Doar dacă vine doctorul și îți spune, băi, e obez, taie din mâncare și ai o recomandare scrisă de la medic, poți să nu-i mai dai de mâncare, poți să-i oprești, să nu te mai ții de regula asta cu apă și mâncare la discreție. La câini, în general, e recomandat câinilor cu stăpâni, eu le recomand să dea o singură masă pe zi și dacă vor să-și ducă câinele într-o zonă de lucru, într-o zonă de performanță, de orice fel, le recomand chiar mâncarea să fie primită pe... adică să își ia mâncarea câinelui în buzunar și să o dea afară pentru lucruri, pentru comenzi, pentru muncă efectivă. De tip recompensă. Da. Adică Pentru că trebuie să ții câinele totuși la regim. Dacă e un câine, dacă nu e, de exemplu, un malin care arde efectiv calorii în continuu, a mea mănâncă foarte mult și nu pune pe ea deloc, s-ar putea să vrei să-i controlezi dieta și atunci nu mai faci apel la recompense alimentare altele decât masa lui. Îl lași câinele să facă foamea o zi, două, până se obișnuiește și după aia se obișnuiește că, băi, fac lucruri afară și primesc mâncarea, adică îmi primesc solda. Da, la câini nu prea, la câini de casă nu prea se recomandă să lași mâncarea la discreție. Și având în vedere că ai un câine, hai să zicem, care are o talie normală, da? Câte mese sunt pe zi? Două? Eu dau una. Una? Câinii la maturitate, câinilor la maturitate li se recomandă o masă, maxim două pe zi. Dimineața, seara, e important? Preferabil, dacă mă întreb pe mine, dacă nu, seara, pentru că seara după ce ai venit de la ultima plimbare. Pentru că e bine să stea în repaus după ce, imediat după ce a mâncat, riscă să facă torsiune intestinală, să îi se noade intestinele și ai alte probleme. Adică acolo te duci automat în ziua respectivă și îți operezi câinele, că e nasol. Okay. Și atunci se recomandă să ia o pauză, că na. Stăm în orașul ăsta, în București, da? O, și da, unii dintre noi avem câini și mai ieșim cu ei pe afară și mai ieșim cu ei în celebrele spații deja rezervate. Ce Dumnezeu trebuie să știi și să eviți ca să ai câinele safe? Adică, cam care sunt pericolele unui câine în oraș? Mă, în orașul ăsta în care trăim, noi cel mai nasol pentru un câine și cel mai probabil e mâncatul de pe jos și mâncatul de otrăvuri. Să nu mai spunem că sunt parcuri în care pe grupuri pe Facebook vezi când începe primăvara, vara, că iese cât un dement care are vreo bubă pe cap cu, nu știu, câinele nu știu căruia. N-am fost să dau cu cuie, mă, câte cicălos să fie. Și bagă mâncare, bagă carne tocată, crudă cu... Trebuie să sodomizați cu lampa de sudură ăștia care bagă cuie în mâncare. Dacă vrei să-ți pierzi timpul făcând asta, na. Aș fi de acord poate cu ceva mai rapid. Na, în primul rând mâncatul de pe jos. Ce să-ți mai spun? În țarcuri vezi cu cine îți lași câinele, că sunt unii care au niște câini total razna și poate să-ți strice ție câinele cumva. Dă-mi un exemplu. Mă, uite, de exemplu, mai sunt... Eu știu niște oameni care au pitbulli. Ok. Și ei se portă de parcă câinii ar fi ok. Câinii nu sunt ok. Câinii sunt foarte conflictuali. Ceea ce n-ar fi o problemă pentru mine. Am văzut câini conflictuali, am un câine semi-conflictual, nu mă deranjează chestia asta. Dar ei nu sunt genul care și-au câinii și pleacă. Sau fac loc. Dacă vine cineva la țarc să zică, băi, vrem și noi înăuntru, atunci stați că plecăm, așteptați să ieșim noi, știi? În momentul în care ai băgat, conform legii, știu că câinele că există o lege care te obligă ca câinele să aibă bodniță pe stradă. Începusem să-ți povestesc, dar trecusem la alt subiect. Există o hotărâre guvernamentală dată în 2002 în care sunt scrise clar rasele și metișii lor care sunt obligați să poarte bodniță tot timpul în public. A ieșit în inclusiv public, în țarc. Pe domeniul public. Țarcul e domeniul public. Okay. Adică nu se aplică altă lege acolo. E tot domeniul public. Oriunde în domeniul public. Pentru că sunt câini cu un nivel mare de reactivitate și agresivitate. Acum eu nu sunt de acord cu toată stereotipia asta legată de pitbull și rasele care seamănă. Pentru că am văzut pitbull mai mult decât cum se cade, super liniștiți, care știu să evite, ba chiar mai mișto, nu răspund la conflict, nu răspund la niciun fel de provocare fizică, știu să dezamorseze orice scandal. Și na, acum e o chestie, o stigmă pe care săracii câini trebuie să o poarte, pentru că cineva cândva s-a gândit, a, ce frumos e să pun pe altcineva să se bată și să fac eu bani cu el sau să mă joc cu banii mei cu și sănătatea unui câine, știi? Că de acolo vine și, din nefericire, de acolo și vine numele de pitbull. Da, nu știam asta. Da, de fapt, da. Pits. Da, nu m-am gândit niciodată. Da, corect. Da, botul ăla interesant. Mie îmi plac pitbull-ul, mi se pare niște câini foarte interesant. Botul ăla, că e un bot mare, e un bot super capabil și să strângă și să ia gentil. Tu ai văzut vreodată un pitbull venind să ia recompensa de la tăticu? Și am văzut pitbull care a venit să joace cu mine și zău că nu știam cum să reacționez, pentru că, băi, ok, era foarte jucăuș, se vedea bucuria în ochii lui, realmente. Dar era un pitbull și am avut așa o, bă, trebuie ce să arăt pe Seven. Seven e un pachet de mușchi. Stau stăpânii lui și lucrează atât de mult cu el pe partea fizică, el fiind un câine premiat pentru, na, cum arată și ce comportamente are. E un pachet de mușchi, te sperii un pic pe stradă de el dacă nu știi care-i treaba cu căței. Și vine cu atâta bucurie la tine și atâta plăcere să se bage în seamă că, na, ai mulți ar rămâne ca tine, știi, dați pe spate, nici n-ar ști ce să facă. Dar sunt, în general, căței când vin la tine... Câinele nu vine la tine să te muște, preferă să stea departe, în general, știi? Dacă vezi un câine că vine spre tine și vine relaxat, bucură-te că e ok, știi? Am fost mușcat, cred, de vreo 3 câini. Și hai să presupunem că... Noroc, am fost mușcat la o vârstă la care eram prea inconștient să, știi? Și eu la fel. Ok, ai un câine agresiv, tu ca om. Da? Cum erau odinioară celebrii maidane spre stradă, cum te aperi? Cineva mi-a spus că e bine să te lași pe vine și ca să fii la nivelul lui și atunci nu o să sară niciodată spre tine. Pe de o parte, pe de altă parte s-a întâmplat să fie o haită și să mă trezesc cu ei venind pe la spate. Pe de altă parte să știi că înălțimea e o chestie care îi ține departe. Faptul că tu ești mult mai înalt, ai și mâinile astea mari de gorilă cu care faci chestii, apuci pietre și dai așa, îi sperie. E o chestie care îi ține cumva la distanță. Chestia cu lăsatul jos, nu prea știu ce să zic exact, adică da, e preferabil când relaționezi cu un câine, dar dacă el deja a venit să te atace, nu știu ce, nu mai are niciun sens să te lași jos, nu știu ce ai putea scoate de acolo. Am înțeles că nu mai sare, că nu mai are pe ce să sară, fiind fix la nivelul lui e destul de complicat pentru că tu poți să te aperi cu mâinile și atunci el conștientizează treaba asta. Nu cred că e cazul. Un câine hotărât să te atace, te atacă, adică mai degrabă vine să te sperie. Asta așa își pune cumva problema. Nu cred eu că vine un câine să de departe, să fugă, veni să te muște, decât dacă tu n-ai ce căuta acolo, a fost trimis de cineva să facă asta sau na. Ce să faci când te atacă un câine? Mă, mult zgomot. Îl înjur de mosa. Da, îl înjur de mosa, de nu mai poți pe tonuri, după cele mai nasoale tonuri pe care le știi tu. Vorbești cât se poate de agresiv, pentru că se sperie, îi sperie pe câini. Dai din mâini, dacă e. Deși... zici de sorsă. Da, acum vorbim de un câine neantrenat să atace, adică vorbim de câini care nu... Că dacă dai de vreun dement cu unul care, cu vreun câine de ăsta care mai știi, a mai și văzut bătăi cu oameni la viața lui, e nasol. Dar nu întâlnim așa ceva, adică, nu știu, 1 la 1 miliard în... Bine, nu avem noi 1 miliard, 1 la 1 milion în România, să zic. Faci zgomot, stai tot timpul, ca la stai, cu fața, stai cu fața, preferabil să stai cu fața la el ca să vezi ce se întâmplă și la ce reacționezi. În general cauți să degajezi zona, să pleci, pentru că e clar o chestie, în general sunt chestii teritoriale. Și tu dacă cauți să-ți vezi de treaba ta, dacă ai trecut de primul moment în care el vine fugind la tine și caută să scadă foarte mult distanța și l-ai speriat cu zgomote, cu așa, scopul tău după aia e să nu mai faci chestia asta și să te depărtezi. Și atunci ai scăpat, ai plecat. Încă o întrebare mai am. Fiind teritorialii, nu te urmăresc foarte mult. Da, am văzut asta. Să nu-și fărășească zona, pentru că nu știu peste ce dau în alte zone. Am văzut asta și aș păzesc cu străjnicie zona. Ceea ce cumva e de apreciat. Altceva voiam să te întreb. Există niște clișee comportamentale, da? Se uită în ochii tăi, ba da din coadă, ba are coada băgată între picioare, ba am înțeles că dacă, și am înțeles că de fapt nu este adevărat, dacă are nasul uscat se presupune că este bolnav și așa mai departe. Cât din lucrurile astea sunt adevărate și care, cum îți dai seama de fapt dacă, când câinele tău chiar are o problemă? Hai să începem cu nasul, că aia e cea mai simplă. Sunt câini cu nasul uscat, sunt câini cu nasul umed, sunt câini cu nasul cald și uscat, sunt câini cu nasul cald și umed. Și la fel și pentru rece, uscat și umed. N-are nicio treabă cu nimica cu răceala. Într-adevăr, dacă tu observi că dacă tu ai un câine care are nasul uscat de felul lui și brusc sau e ud, s-ar putea să aibă o mică răceală, să aibă ceva pe acolo. Mucos, da. Dar ei n-au vrut că de obicei își dau cu limba pe el? Nu știu atât de mult cu limba pe nas dacă te uiți la un câine. Ok, n-am mai văzut. N-ajung să se lingă pe tot botul atât de mult, de atât de multe ori pe zi. Ba chiar cred că e o chestie destul de rară. Trebuie să fie ceva foarte gustos la mijloc. Ce mai asta cu uitat băgat iar nasul, fi gustos acum. Asta cu uitat în ochi e... Depinde și cum te uiți. Da, e așa, dacă e câinele tău, uitat în ochi e un semn de încredere, privit în ochi, și ba chiar mai mult creierul câinelui asta simte efectele oxitocinei, care bănuiesc că știi ce e, unul din hormonii asociați dragostei. Am și un promo la radio cu oxitocine. Dacă al tău te știe și tu te uiți în ochii lui și ai și fața aia de supărat, o să bage coada între picioare pentru că înțelege că tu te uiți pentru că e ceva ce nu-ți convine și vei interacționa cu el prin prisma faptului ăla, adică te vei lua de el. Și el știe că are ceva de un conflict de difuzat. Deci au unii niște fețe când se știu vinovați de ceva ce au făcut, vai. Dacă nu e câinele tău, privit în ochi e destul e semn de conflict. E cea mai mișto comparație pe care am auzit-o a fost a colegilor de la Câini Utilitari. Gândește-te că ești singur la 11 noaptea în metrou și în vagon ești tu și alte 60 de persoane, dintre care una se uită foarte fix la tine. Te cam sperii, nu? Și ai cam două șanse. Ori te duci mai încolo în metrou să nu te mai vadă, te duci lângă un pasnic, lângă ceva. Ori înfrunți. Ori începi să te uiți și tu înapoi, știi? Și ești gata, e clar că tu ești gata să te bați dacă e... Deci privit un ochi la câini străini e... Ai două șanse. Ori să-l superi, ori să-l sperii. Și atunci să nu vrea să mai relaționeze cu tine, să vrea să plece efectiv de lângă tine, pentru că tu ești cineva care îl pui în disconfort. Mai poveste cineva și nu știu cât de adevărat este, ei care aud mult mai bine decât noi, ci că este foarte important, dacă ajungi în această situație conflictuală cu un câine, să-i urmărești respirația și să încerci să respiri în tocmai ca și el și atunci imediat îi atrage atenția, dar și sperii cumva. Nu știu cât e de adevărat, dar am auzit că ar putea funcționa. Prima oară când aud chestia asta sunt fascinat. Nu cred că funcționează. În primul rând nu cred că ai tu timingul de așa natură să... Cumva ți-l reglezi că-l vezi că... Știi ce zic? Și bine, câinele când e mai liniștit nu respiră așa, așa respiră în momentul în care a alergat. Păi da, nu cred că are... Okay. Adică nu cred că are niciun efect să respiri și tu. Ba chiar mai nasol, cred că te hiperventilezi, și tu nu mai poți gândi drept, știi, nu mai gândești. Da, mă gândeam că e o tehnică de manipulare a animalului. No. Bun, și ai un câine agresiv. Cum Dumnezeu reacționezi? Trebuie să-i faci față cumva sau te duci mai încolo? Te întâlnești cu câine agresiv? Da, da, da. Eu ți-am spus, încerci să scapi de pe... Dacă el fuge spre tine, încerci să faci tot posibilul să-l oprești, să-l sperii cumva, să-i tai avântul. Și după aia el îți va mai da târcoale, dar tu cauți să pleci, să-ți vezi de drumul tău. Și o să te lase în pace. La un moment dat o să ajungi la limita terenului pe care și l-a luat el, să zicem, și mai departe de acolo el nu te va mai urmări pentru că nu știe peste ce dă sau a avut neplăcerea să dea peste cineva nasol sau peste un alt câine nasol și aia e. Când a venit primarele Băsescu și a scăpat Bucureștiul de câini... Hai, că am intrat în unine cu el. Da... Așa. Știi, n-am o problemă că a scăpat Bucureștiul de câini, cumva e bine că s-a întâmplat așa pe de o parte, pe de altă parte știu cum au scăpat de câini, pentru că se dădea o doză la 4 câini, o doză pentru un câine, da? De omorât un câine se împărțea la 4 și câinii morau în niște chinuri foarte groaznice. Da, uite, să știi că nu m-am gândit niciodată la Băse și toată treaba asta cu... Pe vremea eram mult prea puștan și nu mă interesau atât. Ok, întrebarea mea este, cam care, rar mai vezi, dar mai vezi câini maidanezi în București, cam care mai este situația? Și ei de obicei, știu că vin din zonele limitrofe de pe la sate. Să mai naști mai fată cât o cățea acolo și pui... Ai calculatorul în față, intră, caută ASPA. Caută ASPA Bragadiru, ASPA Mihăilești, parcă... Aspa, Paladii, sunt pline de posturile de căței. Sunt oameni care se duc și își lasă cățelul de 3 ani de zile, de un an jumate, se duc și își lasă la adăpost că ei nu mai vor cățel. Se prind câini, într-adevăr, în București nu mai sunt, spre inima orașului nu mai sunt. În zonele limitrofe și cu cât încep să ieși în Ilfov și din Ilfov în cealaltă județe, găsești din ce în ce mai mulți câini. Da, adopția este una încurajatoare sau nu, sunt cam lăsați de izbeliște? Adică? Adică dacă se duc oamenii și lasă că se ducă ea care renunță la câine, dacă se duc oameni destul de mult să-și iau un câine de acolo. Nu, se duc oameni, e încurajat de primărie, deci actul de adopție e încurajat de autorități. Că bănuiesc că de la adăposturi totuși îți iei un maidanez. Dacă vrei să-ți iei un câine de rasă, unde Dumnezeu te duci la mall? Un câine care nu e promovat are puține șanse de adopție. Sunt oameni care se apucă și promovează câinii din adăpost. Sunt alți oameni care salvează câini, îi adăpostesc ei și îi promovează, se ocupă de sănătatea lor și îi promovează mai departe. De capul lor să își găsească o căsuță. Am prieteni care duc câini în Suedia la stăpân noi. Am salvat unul de pe... În fine. Asta vorbim de particular, de ceva grăschiorii particulari. Situația cu adăposturile de stat sau cu bani de la stat e destul de tristă, dacă mă întreb pe mine. Ar putea fi mai bună. Nu prea sunt oameni care se ocupe de educația câinilor, condițiile de cazare, să le spunem, de găzduire, dacă vrei, sunt rudimentare. Da, pentru starea lor mentală, slabe. Ai câine lângă câine, fără despărțitori vizual, se văd unii pe ceilalți. Dacă ai unul agresiv sau unul care latră în continuu, îi agită pe toți, da. Gândește că ești la sanatoriu și ai pe unul care are crize de vocalize, 24 din 24. La un moment dat te duci la nebun, pleci de la sanatoriu, te duci înapoi de unde te-au trimis, știi? Nu știu să zic foarte multe exact despre cum e situația reală, dar așa cum am văzut-o și așa cum se vede de unde o privesc eu, e mai bine decât era altă dată, e mult mai bine, dar putem și mult mai mult. Mai am o curiozitate în ceea ce privește câinii antrenați pentru situații mai speciale. Ok. Cum ar fi câinii de aeroport? Da? Sau cum ar fi... care e scopul, așa, da. Sau cum ar fi câinii de salvamont, care cred că sunt... Altceva. Da. Presupune antrenamente diferite. Este adevărat ce știu, ce am auzit, și anume că, ok, ai câinele pe aeroport, da? Treaba lui este să depisteze drogurile. Că vorbești de marihuana, că vorbești de hașiș, cocaină și așa mai departe, el le depistează pe toate după miros. Pe care știe să le depisteze, că, în fine, așa. Păi asta voiam să te întreb. Ei sunt antrenați și cum Dumnezeu îl antrenezi? Îi dai, cum am înțeles, o mică doză de cocaină ca el când prinde cocaina să ducă în... Nu, în niciun caz. Câinele e învățat cu clicker-ul. Am unul la mine, cred, dar cred că e în geacă, cred că l-am lăsat la intrare. Ce este clicker-ul? Este, știi cum fac capacele alea de prigat sau alea de pocneau când desfăceai ca să fii sigur că nu e stricat? Și mai umblau băieții pe stradă și tot... Știu ce spui, gata. Aveam și eu. Ceva de genul ăla e. E o tablă de asta care scoate zgomot când tu apeși pe un buton sau dai cu deștul pe ea. Și e folosit să marchezi ceva. Clickerul de unul sigur nu prea funcționează. Adică nu funcționează, punct. Îți mai trebuie o jucărie sau mâncare, preferabil. Cu mâncarea merge mai repede că e instantanee recompensarea. Ai făcut clicul respectiv și cu cealaltă mână ai și întins recompensa. Așa cu jucăria, trebuie să faci jucăria să se miște, să intereseze, în fine. Practic tu ții niște recipiente din care doar într-unul ai niște marihuana, da? Și o găurică foarte mică în recipientul respectiv, cât să iasă un pic de miros. Tu la un moment dat, la început, iei doar recipientul cu marihuana și înveți câinele, domne, ia uite, ți arăt ăsta, și el vine automat cu botul să miroasă. În momentul în care a pus nasul pe pe recipient, pe container, dai click și dai mâncare. Repeți asta de câteva ori, la un moment dat începi să scoți containere care nu au. Toate chestiile astea trebuie să fie curate, să nu te contaminezi tu. Bun, deci este legendă urbană că îi drogează. E legendă urbană. Ok, ok, ok. N-ai cum, adică, nu știu cu cocaina cum e, că poate mai trag până asta, că ajung chiar cu nasul în pachet, dar de obicei și cocaina, nu, dar de obicei și cocaina când e traficată e ascunsă bine, nu ajunge câinele să aspire, efectiv să se drogheze. Deci mi-e greu să cred că există vreun dement pe lumea asta care, dar nici nu, câinilor în general nu le place, nu le plac substanțele care îi tulbură mental. Plus că am auzit și că știu că mai sunt deștepți care fac glume de-astea, își fumează cât un joint și le dau fumul în nas câinilor. Asta am înțeles că poate provoca paralizie. Este adevărat? Nu știu despre paralizie. Poate provoca foarte multe chestii nasoale. Creierul câinilor nu procesează drogurile la fel cum procesează creierul uman. THC-ul, CBD-ul, nu știu exact ce din marihuana, dar știu de la medici, stă mult mai mult timp în creierul câinelui și se elimină foarte greu. Ei metabolizează foarte greu anumite substanțe, anumiți compuși, da. Și da, este de evitat. Eu știu pe cineva care fumând, având niște probleme și fumând foarte mult, a ajuns să-și ducă câinele în stadiu de epileptic. Câinele ăla ia pastile de epilepsie. Dumnezeule. Da, în fine. Și pentru salvamont, ce presupune un antrenament pentru un câine salvamont? Eu am imaginea aia idilică cu San Bernardo, cu coniacul la gât. Vorbim aici de avalanșe, de câini de avalanșe, da? Că și de căutare a oamenilor după. În tot soiul de situații, că la noi avalanșe nu ai chiar în fiecare zi, dar niște rătăciți până niște zone sau căzuți prin prăpăstii mai găsești. Mai implică următorul proces. Tu trebuie să înveți câinele ăla să caute oameni. Cel mai bun mod de a face câinele să caute oameni e să îl înveți pe el să se joace cu o jucărie, îl înveți să se joace cu o singură jucărie care îi place foarte, foarte mult, să instaurezi o obsesie. Și la un moment dat, după ce te-ai jucat cu câinele, ai învățat să latre ca să ceară, de exemplu, pentru căutare și salvare, câinele trebuie să latre ca să semnalizeze. La americani e alt proces, câinele face ture continuu între tine și victimă, semnalizează așa. Și te anunță că el vrea jucăria, știi? El nu latră, el sare pe tine. Tu înveți câinele să latre că vrea jucăria. După care tu iei jucăria respectivă, o pui în mână lui Gigel care te ajută pe tine și îl trimiți pe Gigi, arătându-i câinelui jucăria, îl trimiți să se ascundă undeva în tufișuri, în pădure, în ceva, undeva unde nu-l vede câinele. Și tu îi dai drumul câinelui și câinele începe să... Tu îi zici comanda, caută, îl obișnuiești cu tot procesul, că atunci când îl obișnuiești că e un proces întreg pe care îl străbateți până ajungeți acolo. Sunt niște pași care îl anunță. Băi, urmează niște muncă, care pentru el e de fapt joacă. Îi zici să caute și câinele se duce să-și caute jucăria. Și scopul tău de aici e să diversifici foarte mult antrenamentele și să înveți câinele că nu îi se arată jucăria și că nu e cineva pe care îi cunoaște. La un moment dat ajunge în punctul în care trimiți câinele să caute. Tu ai ajuns la exercițiu, victima e de jumătate de oră în pădure. Tu nu știi unde e. Tu mergi orb, nu știi unde e victima, câinele la fel. Și ăla e examenul final, dacă vrei. Există... Și câinele la tot ce vrea e jucăria. El știe că caută ceva, îl stă acolo, latră și dacă a stat acolo, a găsit pe cineva și a stat acolo și a lătrat, primește jucăria. Aici e foarte important, omul respectiv nu are voie să stea în picioare. Pentru că dacă te-am găsit în pădure și tu stai în picioare, poți să te duci acasă, hai te rog frumos. Știi? Înțeles. Este și perioada răcelilor, gripelor și așa mai departe. Se transmit boli de la câine la om și de la om la câine? Numai maladia car, care e jigodia. Pusă pe românește, în rest nu știu de alte boli. Nici nu știu să patită poate să poarte câinele și tu să iei, dar aici vorbim de schimb de lichid, adică trebuie să-ți ajungă saliva lui în gură, ție, nici nu știu. Și trebuie să dea câinele în primul rând să... De mai sunt câini care au prostul obicei să-ți bagi o limbă pe toată fața. Știi? Nu, dar trebuie să și găsească să se inoculeze el, să fie el inoculat cu ceva. Dar nu, nu. Din câte știu, sunt puține boli împărțite între astea două specii. Iar ce poate să poarte câinele, dacă vorbim de patogeni microscopici, gen virus, răceli și alte chestii, alte feluri de boli, bacterii și așa, stafilococ poate, viermi la fel se pot împărți între, adică na, viermi fac și oamenii și câinii, dar strict legat de boli, răceli, virus, gripe și alte chestii, nu. Sunt foarte puține. Aveam, când locuiam în Sălăjean și existau acei maidanezi, era unul care stătea mereu la mine la ușă și pe care îl hrăneam, îi dădeam până și ouă. Îi fierbeam ou și îi dădeam să mănânce. Da, da, da. Și... e chiar bine să ai grijă cu albușul la ei. Era un câine foarte... Odată era foarte inteligent prin aceea că dacă erau alții care lătrau și făceau scandal, niciodată nu se băga. Era foarte chill. Era un câine foarte musculos, foarte robust și care m-a surprins de vreo câteva ori prin tot soiul de treburi pe care le-a făcut și pe care le-am găsit foarte inteligente. Iar unul din aceste lucruri a fost, am plecat, mă însoțea în diferite locuri prin cartier. Foarte miștoasă. Am intrat într-o scară de bloc, l-am lăsat la parter și am urcat cu liftul la etajul 7, unde am stat, cred, un sfert de oră la un prieten. Și l-ai găsit la 7? Da. El n-a urcat cu liftul, era urcat pe scări. Și mirosul meu nu era pe scări. Și voi în apartament, ai intrat în apartament, ce vârstă aveai? Aveam vreo 18 ani, aveam. 19-20. Era singur acasă? Stăteați în sufragerie? Nu, câinele nu stătea. A, voi, cred că stăteam, probabil că mă auzea, da. Așa. Am înțeles. Chiar eram curios. Cum? E mai simplu pentru el să-și folosească urechile decât nasul, dar eventual putea să-și folosească nasul. Dar ar fi trebuit să țină minte ce ai călcat, adică mirosul picioarelor tale, niște chestii. Pe asta zic, atâta determinare a avut să o ia pe scări din etaj în etaj până undeva unde m-a auzit. Da. Înțeles. Și m-a așteptat foarte liniștit pe preșul de la ușă, nu a fost vreo problemă. Și ce faci, mă, cum ai ajuns aici? Foarte mișto poveste. Da, da, da. Chiar foarte tare. De ce nu l-ai băgat în casă? Era obișnuit ca atare. Plus că în casă aveam un pechinez, așa, și nu era pechinezul ca pechinezul. Simpatic, frumos, dar isteric cât cuprinde și nu... Și era întotdeauna privit și cu un soi de compasiune așa, mă, da, ieși tu pe aici, ok, da. Lucky Buster, stai cu ăștia în casă, da. Dar câinii erau de libertate absolută. Ziceam codiță și avea și un tip de creastă aici, tot timpul stătea o creastă pe spate care nu se ridica la nervi, era by default. Sunt unii câini care au, de exemplu, e o rasă a cărei specifică asta e. Ridgeback, Rhodesian ridgeback, care sunt niște câini care au fost folosiți la vânat mare. Nu mai știu dacă e folclor sau nu, dar se spune că erau folosiți la vânătoare de lei. Sunt niște câini masivi și asta e particularitatea lor. Ei au o creastă, că de acolo se zice ridgeback. Au părul pe toată spinarea, e în sens invers decât te aștepta, e înspre cap, e zburlit. E fantastic cum funcționează anumiți câini, spre exemplu... N-am asistat, dar mi s-au spus povești de lupta cu ursul, unde este clar o diferență de gabarit. Cine să se lupte cu ursul? Depinde. Câini. Am atâtea întrebări, ce talie are câinele. De exemplu, uite, un malin să se lupte efectiv, să se bată cu mușcături și așa, trebuie să fie un ciobănesc foarte mare, trebuie să fie un mastif. Vorbim deja de, nu știu, Kangal, erau câini de talie mare. Ciobănesc de Bucovina, niște exemplare mari. Terier de Siberia. Terierii siberieni sunt niște namile, se bat cu lupul. Și am văzut două exemplare, sunt niște filmări foarte vechi de prin Siberia, cu două exemplare de terier siberian care fac praf 2 sau 3 lupi fără niciun fel de problemă. Și oile stau la mijloc. Oile sunt Nu mai om să fugă, acolo stau. Oile stau cumva, ăștia se bat în jurul oilor. Știu că în anumite state în America erau interziși câinii dingo. Mai există? Și am înțeles că mușcătura câinii de... dingo trăiesc? Unde mai trăiesc? Nu, sunt australieni, stai că scoate. Mai sunt australieni, da. Vezi că ai calculatorul în față. Și am înțeles că mușcătura de dingo este mult mai apropiată de cea de lup decât de cea de câine, adică e destul de puternică. Mă, în general, animalele sălbatice au mușcătura mai puternică, pentru că ei chiar trebuie să sfarme niște oase, să rupă niște gâturi. Chiar lucrează, adică chiar folosesc altfel decât pentru a primi mâncare. Dar un dingo este un câine pe care ai putea să-l ții cu tine? Nu, în general câinii sălbatici pot fi ușor domesticiți, dar nu niciodată în totalitate. Vezi metișii de lup, că în America se mai poartă hibrizii de lup. Pentru ei trebuie să ai padoc special, nu stă cu alți câini și când intri la el ai niște regimuri speciale de interacțiune. Că nu poți să bați instinctul, aia e marea problemă. Câinele a ales să nu mai meargă pe instinct. Animalele sălbatice au rămas în zona aia. Ne apropiem de final. Zi-mi o poveste extraordinară cu un câine pe care ai trăit-o. Păi deja s-a spus povestea lui Yoshi, care a dispărut, unde a dispărut? La stadionul Dinamo și după aia a reapărut la Baba Nova. La Baba Nova. Cu Winnie pot să spun o poveste foarte, foarte mișto. Eram cu Winnie... Lupul care mă apostrofa pe mine pentru orice mișcare. Da. Și a trebuit să-l înfrunt și să-l înjur un pic. Ca să... Și prietena mea, Irina, plecasem la vârful Ciucaș și am dat peste o stână, peste o turmă de oi cu ciobanii. Și câinii din dotare, ca niște câini de stână, au văzut un alt câine, primul lucru au venit cu mare război, de departe. Iar Winnie, cu care eu aveam probleme de atitudine pe vremea respectivă, era încă foarte agresiv, foarte tânăr, da, și foarte vocal cumva și nu-și prea dădea seama că dacă faci vocalize în anumite situații nu-i bine. L-am văzut pentru prima oară în viața mea, a ascultat, nu știu dacă m-a simțit pe mine că eram speriat sau ce s-a întâmplat, a ascultat pentru prima oară din... Așa, un singur culcat s-a pus în culcat într-o situație nasoală în care lătrau câini veneau spre noi, s-a pus în culcat. A reușit între timp ciobanul să-și cheme matahala, că spre noi plecase masculul, șeful ăstora, a reușit să-l cheme pe ăla și mai venea spre noi o cățea. O cățea foarte curioasă și aia destul de supărată. Iar când mai aveam, nu știu, 10-15 metri până la noi, eu deja aveam un băț de mers de-al Irinei la mine, gata să spintec dragonul, eram Sfântul Gheorghe, dar nu știu ce era în capul meu, dar am zis că oricum pentru Winnie fac orice. Când mai avea asta niște metri până la noi, se ridică ăsta o latră și începe să o invite la joacă. Da, ce drăguț. Moment în care a văzut că nu e cazul, că ăsta are chef de joacă și a plecat înapoi la turma ei. Dar nu m-am așteptat. A reușit Winnie să spargă tensiunea cu tendita aia. Știi cum funcționează? Asta este cumva și la oameni. Dacă ai un adversar, fiecare... Mai spui un banc, știu cum e. Individ are un ritm al lui și cumva trebuie să intuiești ritmul și să-i o dai contra ritm. Și când i-ai dat-o contra ritm, ai câștigat lupta. Mă, da, dar pe mine m-a așa făcut și era foarte hotărâtă și ăsta efectiv s-a ridicat, m-a speriat în prima fază. Eu când l-am văzut că se ridică, când l-am văzut ridicat și ca și lătrat, eram, aoleu, începe scandalul, ce dracu fac, că ăsta e mic pe lângă asta. Și când, în secunda 2, când a plecat în fața ei, când s-a închinat și a întins picioarele și a făcut plecăciunea aia de hai la joacă, și am văzut-o pe aia că era, aoleu, tu vrei joacă, am plecat. Mersi că ai venit. Băi, mersi că m-ai primit. Hai să ne facem necesarul de nicotină. Hai. Pa, pa. Pa.